bună ziua tuturor din nou a multa oară deja la Urban Podcast. azi la Urban Podcast am un sădmărean, o vedetă locală, locală, după, națională și internațională, din câte am înțeles, mai ales în ultima perioadă, cu șase țări în care ai umblat, nu știu dacă cu Horea sau de plăcere. Sergiu Berindei, un toboșar pe care am început să-l urmăresc de ceva vreme, pentru că și mie îmi place chestia asta și sper să-mi devii și profesor la un moment dat. să -ți fur un pic din talentul tău sau din meseria asta, că talentul nu știu dacă se poate fura, dar meseria sigur se poate. Urechea muzicală o am, pentru că și tu și eu am studiat pian, am observat, din câte am putut să aflu despre tine de pe internet, foarte puține informații despre tine. Unde ai făcut pian? La cu cine ai făcut pian? Păi, stai să zic și o dată bună Poți ziua. să zici. Da, zic și o bună ziua o și discuție liberă să vezi. fac o precizare, nu s-a așa vedet nu. Cât... <laughs> și am început eu de mult. Adică, da. eu am început de mult meseria asta, de la practic m am născut în sala de repetiții, aș putea să zic. Am o poză cu mine la Tobel la un an. La un, an, da, da. la un an, bine, m-au pus la tobe, m-au dat un băț și <laughs> îți dai seama, nu eram... Dar, pe urmă, așa, eu am vrut să fiu chitarist, de fapt. Ah, dar chitară n-ai făcut? Uh, nu, n-am făcut chitară, am făcut vioară. A, a. Și din clasa 5 am făcut și pian, că era obligatoriu la violonist să fac al doilea instrument. Am înțeles. Și pianul era cel și mai ușor. Pianul, nu neapărat, am avut și pian acasă, fratele meu a. e pianist, am avut pian, pian acasă. Deci nu de că pianina, mare... am avut nici de la cât la filarmonică, pian cu coadă scurtă. Deci uh -huh. era un pian cam cât masa asta era. Uh -huh. Dar era pian, că se deschidea și suna foarte frumos și așa am mai cântat la pian. Da. Și și acum am mai cântat la pian. Și la voce. Și la voce, dar cu chitara tot am rămas. Eu mi-e -mi place foarte mult să cânt cu chitara. E o iubire ascunsă așa, ne Da, este ne Nu că am da. e avută, am, da. am mai multe chitare, am și un double six. Chiar m-am gândit să l aduc, uite, nu l-am deci adus. Deci nu l ai adus, era fain. pentru că a, nu l-am adus. din două bucăți, nu? A, nu, e aia cu 6 ori doi, adică 12 corzi. Fiecare cors. coardă e dublată. -am păi, dacă asculți, de exemplu, Hotel California. Da, da, are cu două. Aia este double. Nu, nu, nu cu două. Ce zici tu, e că o chitară e cu da, două. el are, în Hotel California, este o chitară cu două chitări. O da, dar un, din două. una din cele două chitări. Are, are 12 corzi. Are 18 corzi are în total. Practic nu, că nu poate cânta la două deodată Nu, nu. Dar chitara care are 12 ah. corzi se numește Double Six, da? da? Fiecare coardă e dublată mm. și are un sunet specific. Mm -hmm. Sunetul specific este intro ul de la Hotel California. Da, da, da. Și solo-ul care e solo nu, solo pe chitară solo pe chitară normală Double six nu e o chitară de solo Double six e o chitară de acompaniament Și o chitară pe care nu poți să cânti foarte mult Dacă nu ești obișnuit De exemplu chitariștii mari Care au de tras la un moment dat, înregistrat Inclusiv îți dau un alt exemplu Piesa lui Pink Floyd Wish you were here Piesa e tot cu double six, e trasă Și a zis Gilmore Dacă nu o din a doua sau din a treia o trageam mâine. Așa pentru că greu? Nu că e greu, e, e altfel, încredere. e un pic alt stil, e mult mai tensionat, e mult mai. Mi-a mi luat un an să mă învăț cu ea. Aș zice și Rod Stewart, I got my first real six strings. Asta e double six string. Cum ar veni? Asta a, e double six, a. da? Da, da, da. Da, spune double six. Dar interesant că el are și un double și una normală pe chitara aia dublată. Tu ce zici la, la, Eagles, ai dreptate. Așa apare și în videoclip și da. în cântarea din concert, de fapt. Da, da, da. Pentru că ei, ăla trebuie să cânte și la nu are timp să o ia, să o pună, o să spingă. o, facă. Adică și atunci au, ai o chitară făcută o custom. Da. Aha. Sus e un double six electroacustic și jos e chitara normală una. de solo. Știi? Că acolo... Ce chestia? Așa mult îmi place pe n-am știut chestia asta. Da, da, Nu știam de ce. Păi o să fac referire la aia mai colo că nu o să vorbim despre unele lucruri. Puteți să, să vezi. vorbim despre orice, știi bine. Ești da. la podcast, lejer. Da, știu, e, e prima oară eu. când... nu, nu e prima oară, că am... cred că ai, ai, ai la activ acolo la Horea la podcast, stai... Uh, bine, că ca nu să... arată orchestra, m-am uitat de multe stai, ori, n-am văzut cine e toboșarul. Numai... Stai, 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 hai să-ți explic. Deci, Horea face altfel de podcast. La el da. e cu muzică, e cu da, nebunii, cu da, el da, e altceva. Tipic lui. Normal, cum face orice om cu viziunea care o are el, da? Un om care înțelege uh -huh. cum funcționează lucrurile și știe că e important când ai invitați să-i surprinzi cu diverse chestii, mai ales când ai muzicieni. Da. Și tu ai o trupă, cu mai, da? E păcat să nu aduci câțiva oameni din trupă, nu putem fi toți acolo. Bă, știu, suntem da. 10 oameni. Dar este pian, este chitară, este tobă, unor este și bas, alteori mai apare cât un saxofon sau da, trompetă, da. în funcție de invitat. Eu nu pot să fiu prezent la toate, Uh, păi pentru nu. că eu stau și aici, stau și acolo, eu sunt pe drumuri, cum da, sunt da, eu. Și atunci când nu sunt eu, este Vali, Săroiu în locul mm. meu, care Valie este fratele lui Doru Săroiu de la trupa Parlament. Ah. Și Vali a fost toboșarul trupei Parlament, de fapt. Știi care îmi place mie foarte mult și toboșarul îmi place, pentru că e de vârstă cu mine și de generație cu mine, îi zicea Bubu, nu știu cum. Bubu, cum se numește? Toboșarul lui Irina Rimeș și da, toboșarul da, da. de la Vocea României și băiatul lui Crila Mardare și al lui... Uh... Da. Așa, toboșalul de la Sphinx, uite că am un lapsus uh, acum. Nu știu cum îl cheamă. Ba, știu eu, da. dar să-mi fie rușine că am, <laughs> am un lapsus. Ideea e că eu l-am zis Mi, de când era Mișu Cernea, așa îl cheamă, Mihai okay. Cernea. Eu știu de când era mic, au crescut deată cu mine, știi, și mi-a plăcut mult, tot timpul era la Tobe acolo și cum dădea de în ele Și... Noi suntem uh, prieteni, ne întâlnim S -s destul de des, uh, și ne știm de pe vremea când mergeam la TVR, acu-hă-hă, uh, uh, mergeam cu trupa de acolo, mm -hmm. cu Clujenic, cu cazanul tu, meu, cu Lenea. Tu, da. Cu desertița și cu în de înainte da, de. Da, da, da. Și okay, uh, <laughs> Noi... ne întâlneam acolo, cu la emisiuni, unde era și mama lui, el era prin televiziune, era copilul Copil, de trupă, da, adică da, el stiu. și după facina de tot Evident, tatălui fiind un toboșar faimos, uh -huh. uh, el era mereu pe acolo, pe la televiziune. și uh, De atunci ne știm. Uh -huh. Și eu, eu am propus lui Bubu un lucru interesant, la un moment dat i-am zis și lui și altor băieți de același instrument cu mine. Uh, suntem destul de mulți toboșani în România care știm să facem mai mult decât să batem la tobe. Okay. Știm să cântăm la un instrument, mai cântăm cu vocea, cântăm la două instrumente, unii au veleități de producători muzicali, alții de orchestratori, inclusiv Bubu e unul dintre ei. Mm -hmm. e, și am zis cum ar fi să facem noi un proiect așa de distracție în luna ianuarie, februarie, că nu prea sunt concerte, că lumea e pe și toți pleacă prin concedii, nu știu până da, da. să se, după un decembrie și o toamnă plină. To da. Da? Așa la muzicieni. La mine weekend începe luni, și vacanța începe în ianuarie, <laughs> cam așa e. Da, uh, da, da, așa Cam așa e, e la noi, da. Uh, și um, i-am propus lui Bubu, bine, așa, la o vorbă, ca da. să zic așa, la, o, la un pahar de vin. Uh, i-am zis, cum ar fi să facem noi un proiect, în care, care să se numească așa... Cum? Uh, <laughs> Famous, nu, Romanian Famous Drummers Band. Da. Adică, ai înțeles? Da. da? Uh, Trupa autoboșarilor români faimoși, da? Da. Dar cum și cine? Și propunerele mele au fost Bubu, evident. Da, Logic. Bubu cântă și la pian foarte bine, cântă și cu vocea, și la chitară. E bun pe partea de producție. Eu cred că la pian l-am văzut. Cânt. Da, da, da. Uh, el a absolvit Berkeley. Este între puțină din România care a absolvit da. Institutul Berkeley. Deci da. are, ca să zic, școala americană. Da, făcută, da, da, da. nu așa ce am văzut noi de pe. Eu nici nu am prins, eu n-am prins nicio casetă video. Eu am avut un an noroc. Eu am avut un an noroc față de alții. Dar să-mi povestesc și tu. să-ți povestesc. Deci e bubu. Nu suntem departe, fi... dar vreau să începem de la uh, început. Uh, ar fi Marcel Molovan, toboșarul lui Smiley, uh. care e unul din prietenii mei cei mai buni din lumea asta muzicală. Uh. Care, Marcel, cântă la bas, cântă la chitară. A zis uh. cu vocea rage ca o lebăda, a zis că nu, să nu-l punem cu vocea. Doam dar de el face. Da, la... o lebăda, lebădă, Păi asta a zis și el. Uh, ar fi Ionus Tebeica, toboșarul Udelia. Uh -huh care Ionut cântă la pian și cântă foarte bine la chitară și cu vocea. Am înțeles, aveți și... vocea. Deci, ăștia sunt patru, da? S suntem deja patru. Adică, sau sunt trei. Ar mai fi Ciupi. Pe păi cu tine, sunteți cinci acum. Da. Ciupii este toboșarul trupe Mandinga, Mama, care Chupi mea, cântă și la pian, și la vioară, și la fluier și cu vocea foarte bine. Inclusiv populare și de asta, la Și am zis uh, cum ar fi să ne adunăm, să facem niște piese, și când ne imaginam un pic așa, cum ar fi să mergem la, la un club sau unde, bă, noi avem o trupă. Suntem cinci toboșari, okay. bă, dar cum? Și cum veniți? Dar cu cinci sături, nu n-ați înțeles. Trupa are chitară bas, da, clape, tobe, un set de tobe și Patru microfoane, hai să zicem, sau trei. Sau patru soli. Păi da. și cum faceți? Păi așa facem, că două piese, nu, chiar nu contează cine la tober pe oricare îl pui, Dacă e toți ok. Să, toți Dar să la două piese cântă ăla la chitară. Bă, ce știi? De exemplu, Ionuț de Ludelia, cântă foarte bine holograf și cu vocea și cu chitară, da. știe. A zis, mă, nu ne băgăm în piese cu solo de la de virtuozitate. Dar A -a, piese e, gen, dau da un exemplu la Sex on Fire, da, Hă, care se poate gânda. Deci da. n-ai nevoie de solo, n-ai da, nevoie, Ai un pic de un de chitară care îl da. poți face. Na, și făceam după aia cu băieții. Na, le -am, le am toți au zis, Bă, "Da, problema e că nu avem timp." A, deci asta este problema. Are timp careva. Ideea e foarte bună. Am zis că hai să ne vedem o dată dacă reușim să ne adunăm. Dar e foarte greu, adică suntem toți prinși și bubui prinși și de concerte și eu, deci toți suntem atât de prinși încât ideea e foarte faină și o să o facă unii poate mai puțin ocupați. Și o să o facă de alții. <laughs> da, probabil. Și am zis că bun și cum voi vă schimbați? Păi da, la o piesă eu la așa, la Do o bă, piesă eu, la, știi? De chitar, la ce știu. Fiecare să-și aleagă, Am zis că... Bine, asta da, așa, doar de o bun, idee, o, ideea, o fantezie. E ideea e foarte bună, am vorbit cu unii patroni de club care au zis, gata, când veniți? <laughs> deci pun, fac un afiș că sunteți de acolo, ba, păi, ce tare. Toboșarul lui Orea Brânge, Sergio, Delia, de de e... Ar fi distracție, I... da. Da, ar fi și, și ar am fi. zis că poate n-ar fi o prostie să facem cumva treaba asta. Am zis să ne adunăm o la... Da. La, da. Ca să zici, da, și chiar zicea, zicea unul din băieți, nu mai știu care, îți dai seama ce ar fi că te duci, te duci odată la un club, te vede careva cum? Că fiecare dintre noi suntem și creativi, asta e culmea, deci nu numai da, patenatul da, nu mai e vine nimeni. unul, nu, dar vine unul cu o idee, ba, am eu o idee de piesă, uită în care, ha, ha, o facem așa la mișto, te trezești că te filmează careva, că acum tu știi foarte bine, da, în ziua da. de azi, faci o chestie acum, te-a filmat careva, a pus-o pe YouTube, ajunge, te miri unde da, și devine da. viral da. și zice, nu cred că Marcele, îți dai seama, a doua zi vedem anunțuri pe toate grupurile de muzicieni, Brenciu <laughs> uh, Smiley uh, Delia uh, Mandinga Irina Nu, fac casting pentru toboșar, De ce? Că ăștia și-au făcut trupă <laughs> Band. Band. <laughs> Cum ar fi? Bă, asta e așa, o glumă, dar... Ideea tot rămâne bună. Da, e bună ideea. Da, Cine este poate acum dacă tu mi-ai zis-o Eu se mă tot gândesc. Îndeplini. Poate Eu... n-ați zis-o la nimeni în afară de voi. N-am am... ascuns-o neapărat. Dar m-am gândit că unde s-ar preta o chestie de asta. Am zis, bă, să facem one shot only. Știi, măcar am zis măcar o dată. Nu se poate. Ba, nu se zis. poate și știu Băi unde se, se poate. poate. Da. Ba, s-ar putea dacă am să asta? am putea să facem un loc unde s-ar preta foarte fain, mie mi-ar plăcea foarte mult, să, la când e festivalul muzicii de stradă, că s-ar preta la fix. De unde? Păi nu contează, asta va fi, știi cum e în oraș. Când păi de dar eu e numai odată. Păi e un ca să -a. ne adunăm. Problema că dacă o să ne placă și e să <laughs> credem că după aia ne facem timp, știi? Cred, mă gândesc. Da, <fie> programele <fie> noastre sunt încărcate, cum ai zis, cu șase țări, cam, nu știu, a fost au fost în o lună jumate am umblat Canada, Cehia, Moldova, Olanda, da. Am fost în Canada la Știu, România. Foarte frumos. Am fost la Niagara. Am văzut și asta. Am, <laughs> Toată am văzut. Mare, mare, am văzut mare noroc. Devorat. Am avut mare noroc, am avut ocazia asta să mergem acolo, să cântăm. Mm -hmm. Deci, de mult timp se coace asta și tot am zis, am ezitat cu toți, inclusiv Horea, pentru că nu e ușor să faci chestia asta. Mai pentru ales că ne știm aici multe. Înfrică. Da, și logistică e destul de greu, Noi nu suntem, noi nu suntem, nu știu, o solistă cu două dansatoare. Știi, noi Hai, suntem o trupă. Nu, Horea, voi nu, vă duceți curăle cu, cu de... voi? În am principiu, voastre? când mergem, da, acum nu le-am dus. Adică ăsta dar acolo? nici acum, nici ăsta persoană. Deci nici chitară, nici nimic. Mi-am mi dus doar nici două perechi de bețe. Uh. Nu. Mi-am dus două perechi de bețe Uf. și mi-am luat vreo șase de acolo. Na, nu adică Păi da, dar n-am vrut să risc, că nu știam na. cum stau cu timpul. Zic, bă, să am două la mine, na, na. să fie sigur ce știu ce se întâmplă. Și nimic nu mai atât a zis. numai am v ați zis Și am dus atât, da. Și ne-am dus căștile în ir, ca să avem ale Bine. noastre. Bine. În rest, tot ce am cerut un rider tehnic, vremea aia, vremea aia, s-a rezolvat-o. Ce tobă vrei din aia? Aveți? Da. L-am întrebat da. pe Marcel, al lui el fusese cu trei săptămâni înainte. Ce tobă? Bă, vezi că mi-a adus una de-aia. E bună? E bună. Da, perfect. Aia ia-o. Perfect. Zic. Bine, acolo se rezolvă totul. Doar. Da, nu e problemă. Da, numai că așa cum se rezolvă, țin să spun că scanul de tobă avea o piesă lipsă de la el și nu cădea. Pluc. Și a trebuit, norocul meu, a fost cu un prieten de acolo, de, de, la, de, bereț, de la Montreal. Păi, până la urmă, dacă n-aș fi avut încă o uh, da. Dar el e Toboșar, el e din, uh, din Pașcane, ne cunoaștem de pe vremea când mergeam la festivaluri cu trupa de Jesters, cu Sătmareni, cu Crivaci, cu nu, ăștia nu, din Stigma. Astigma, da. A stigma, da. Na, Păi, The Jesters, hai să-ți fac un pic de lecție de istorie. Dacă te, te duci rău. la Casa de Cultură da. și te pui unde este Agenția Tarom, da? Și chiar o să unde a fost Agenția, asta, da? Agenția Tarom. Te pui cu spatele la agenția lor și te uiți pe zidul casei de cultură. Sunt scările da. care urcă în spatele și în stânga, așa, un pic înclinat, e acolo scris The Jester. să spune exact și cine a scris. Ștefi Socal. Ștefi Socal a scris asta. Un prieten bun de-a trupei. Bă, ce înseamnă Jester? Jester înseamnă o trupă. Înseamnă clownii. O trupă formată din Emanuel Mirea, Cornel Sorian, cei da. doi care au fost în trupa Stigma. Da, da, da? Da. Da. Lucian Pop, care e basistul a fost în trupa Desperado și acum e în trupa Night Losers da. Uh, Zozo, dacă știi pe Zozo, da. așa, Zozo care s-a mutat în Germania, între timp a fost și în trupa desperată după ce am plecat eu. Uh, a mai fost Răzvan Crivaci, care este în Marean, care da. stă la Cluj, care a câștigat și Cerbul de Aur și Mamaia, un om da. foarte talentat cu care am crescut la Inedit, noi am fost în prima generație. La Inedit. Uh... Inedit trupa de care sunt da, pătata. Da, Până în da, ziua de azi, tata zic. ține este abusul să, să știi. Acum mai fică mea în trupă. Fiul m-a ieșit, acum e trafică mea. Da. <laughs> Și trupa inedit e foarte tare. Deci, mm -hmm. uh, acum mă ocup și eu un pic de ei. E o generație păi, foarte talentată. Trebuie să dai și tu ceva înapoi. Păi asta și vreau. Și e o care îmi place foarte mult și mă bucur, Logite. că, mă bucur că, uite, în orașul nostru, nu știu când se difuzează emisia Astăzi. noastră. Ok. În orașul nostru se întâmplă <laughs> multe lucruri faine. Da. Și mă bucur că se întâmplă, cel puțin din punct de vedere Am cultural. Street, music, nu, nu e vorba de aia. E vorba că simt față de anii S-a schimbat ceva, sincer, pe plan cultural Vorbesc cel puțin pe plan cultural Pentru că asta mă... Asta nu vorbesc alte lucruri, că Place. nu mă bag în... Dar pe plan cultur cultural este o Revitalizare mm -hmm. Extraordinară Adică am văzut copii care s-au apucat de cântat da. Și așa cum se... Pentru că au <coughs> acum ocazia Păi a unde? Au unde, adică și trebuie să-i lasă de... să se manifeste E foarte important și... De ce toți străinii pe care noi admirăm. A, mă, cum sunt ăștia. Ăștia tot știu. Așa se formează și cultura muzicală descoperind un instrument. Nu trebuie să fii virtuos. Să știi să schimbi două, trei acorduri la chitară, un pic la pian, păi, să de. ai un pic idee. Profesorul las mai vorbește despre cât o trupă. Da. Așa, altfel, ai, dacă mama, muzicală. tata n-au cultură muzicală și nu-i vina lor, dacă nu. ei atâta se poate să asculte numai anumite genuri, ce faci? Și atunci e bine să... E bine să, cel puțin se lasă aleagă. Ca să poți să aleagă, trebuie să aibă un pic de deschidere. Da. Și lucrurile merg mână-mână. E ca și chestia cu educația. Deci, dacă ai un popor educat, nu mai poți fraierii așa ușor. Da. Adică, hai să fie bine cu școlile, să ne luăm un pic mai serios treaba asta și o să ne fie la toți mai bine. e prea, prea optimist? Da, nu, nu sunt. Eu așa nu sunt prea optimist. Eu cred că sunt normal. Așa păi trebuie ești normal, să fie. Da, da. Ești prea optimist în normalitate, dacă credeam. Că, că școlile vor fi lăsate libere, ca să înveți ceva. Nu neapărat libere, dar uite să știi că omul sfințește locul. Asta e valabil și în politică, și în administrație, nu și în orice. Ne? Și nu la o orice. școală de stat, am văzut școală de stat, este undeva în țară, nu știu ce sat. Directoarea de acolo a făcut niște lucruri extraordinare, că a făcut ea. Nu că există omul, cadrul legal. Nu sistem. Nu sistemul. Nu există cadrul legal. Într-adevăr, pentru ce face ea, dar nici nu e ilegal. Sistemul nu zice ce să nu faci. Dacă tu vrei să faci pe banii, tu faci podcastul ăsta pe banii, tăi, vorba, e, nu? Da. Adică nu-ți dă nimeni, uite, să zic lui Horea că avem <laughs> ca adică ai luat-o tu, e ok. Maxul deci... <laughs> de apă să le punem aici. <laughs> Facem o ce de ce frumos, da. <laughs> deci se poate, omul sfințește locul. Da. Adică da. un profesor bun va fi mereu exact. apreciat. Îți garantez că și elevii laure nu vor fi indisciplinați. N -n... Tu, e adevărat că... Tu și cu mine am făcut același liceu. Tu cred că ai da. fost în prima generație de dirigintei. Da. Eu am da. fost în ultima. Și datoresc noi... foarte mult, să știi. Știu amândoi. Noi ne-am întâlnit pe scenă, noi doi. Și noi am cântat împreună. Da. Tu la tobe, dam și la clapă. A fost -a... ziua lui, nu l-am sunat, Ma, să sun. Mai era unul la chitară de la voi din clasă, nu știu care dintre. Sherman Ungur? Nu știu. Nu, nu știu, pe, nu știu. Dar la nu din clasă Șerban da, mai cânta la Era câtarea câtarea câtarea. cu noi pe scenă și noi toți cântam Colins, cred că. Da, era Șerban, sigur. Prietenul da. cel mai bun. Avocat la Timișoara. Avocatul, la. da. Da, a, Șerban. Da, da. Și, și, în sală erau toți foștii tăi colegi și colegii mei erau pe scenă toți. Și a fost o interesantă treaba. Asta a fost cumva în... 2007, 8, 9. Aha. Pe ok. Pe acolo. Deci înainte să plec eu la da, București, cum da. înainte să intri tu în da, în 2009, am 15 da, ani deja. De, am 15 ani, am, am, ajuns al doilea cel mai vechi. Da? După Horea, <laughs> după... Hore, Nu, nu, după Cristi, după chitarist. A, este al treilea, că Horea, pune pe Horea. Horea este Horea. Mm. Nu se pune. El nu se pune, el a făcut, a avut ideea asta de mult. Dar, dar uite-te, nu eu, tu, tu prin școala care ai avut-o, după aia ai avut noroc cu părintelui care știm toți cine ei. Ai ajuns, ok, înțelegi, prin educație. Hai să spun să rugi, ceva. Dar tot așa, prin părintele tău care l-ai avut, puteai să ajungi un derbedeu, că puteai. Sigur. Că părintele tău e un om de muzică și mediul ăsta ori ești derbedeu, ori ești geniu. Băi, eu nu sunt geniu, dar nu ți nici cel mai mare derbedeu. Dar nu ești derbedeu. Dar nu ți nici scuint. Adică ai, să fie de clar. Nimeni nu îi uh, Nu, dar tu înțelegi ce vreau să zic. Eu înțeleg eu. exact ce zici și ai dreptate și o să zic acum un paradox, nu l-am zis public, cred că nu știu dacă l-am zis vreodată, dar să știi că eu n-am fost pe aceeași frecvență cu tata. N-am fost tot. Până la un punct am fost. De la un punct încolo tata m-a învățat niște lucruri care s-au întors cumva împotriva lui la un moment dat. El mi-a zis, băi, până la o vârstă, te educăm noi. Te ducă școala, te ducă așa. Te, te mai educă... Dar după o vreme îți merge în mintea ție și te cam auto-educi. și îți cam dai seama rău. că nici eu nu fac lucrurile perfecte, eu fac cum cred eu. Și am, asta m-a pus pe gânduri puțin. Și la un moment dat am început să am conflicte cu el <laughs> pentru că eu vedeam altfel chestia asta. Cumva. El ce, Tata este un extraordinar pedagog. Uh -huh. Deci eu, pedagog mai bun ca tata, nu știu dacă există... Vorbesc de muzică. Pentru pus bazele. Atenție tata te duce până la acel nivel de la care dacă tu vrei să, să te vrei duci zici. mai sus... Lui nu mai ai ce să-i cer. Așa, cât un sfat, cât o chestie, el, el tot ce vei învăța, pe urmă, vei vedea că ți-a zis bine acolo la început. Dar depinde, it's up to you. El nu o să tragă niciodată de tine. Hai. Adică el merge pe metoda lui și merge foarte bine. Chiar am spus că trebuie să, să scoată o carte tot. Acum de 10 da. ani, cred că i-am zis că trebuie să pun o dată când iau un elev de la zero. Da metoda prin care el reușește să facă lucrurile alea cu copiii, cel puțin la chitară, el nu e profesor de el predă chitară, el e profesor de muzică. El chitară a învățat să predea, el nu cântă de la chitară. Că el nu, e nu la chitară. Vorbă, nu, a? nu, nu, a, nu, okay. nu. Ah, ok. Că zis că nu. Nu e rechis. el nu e profesor uh, de chitară, el e profesor de muzică vocală. Da, și așa este pe... și eu. Dar... Dacă știi muzică, poți să predai până la urmă orice instrument. Că da. nu trebuie să știi. E din categoria Bine, tu fă ce zice popa, nu fă ce face popa. da, are, de exemplu, chitaristul pe care l-are acum în trupa inedit, care e clasa 10-a, Ianis. Ianis este un fenomen. Deci este un, un, copil atât de talentat care într-un an jumate a ajuns să cânte în chitară în poziția 7-a și știe fiecare Eu notă. Mi-am văzut cântând în Hotel California. Ianis Băbuț. Cred. Da. cred, nu sigur. Da, e un copil de la... E singurul băiat din trupă. Din trupa lor. Da. da. Singurul băiat. În rest sunt fete în trupă. Asta inclusiv fiică mea. Bine. Da. Asta că se simte bine Și ieri am fost la repetiție și am făcut pentru prima dată Hotel California. I-am dat double six-ul lui fiică mea, care știe începutul. Și Da, și după ce au făcut de patru ori a zis, tata, ai avut dreptate cu chitariștii ăia. Îi înțeleg. Nice. Care mea e pianistă, cântă și la chitară, da. dar ea e cu pianul. Și cu partea de hello, bună seara, bine v-am găsit. Ai, ai, MC-ul. Ia MC-ul, <laughs> face și voci, na, e băgată tare și ea. <laughs> și se vede de la o postă că e a mea. <laughs> da? Pe scenă, pe scenă, da. De ce? După talent sau după... după cum e, atitudine tot, a, adică... Și băiatul? E... Luca, Luca e mai introvertit un și cu Luca. Noi cântăm, avem proiectul nostru de care n-avem timp să ne ocupăm și de la Hei Rup, în care suntem doi tați, doi fii, care e o idee iară, extraordinar de bună. Da, interesant. Și am avut multe concerte, am cântat și în satul mare, am avut, mai avem și anul ăsta, avem și câteva chestii private, ne cheamă lumea la evenimente. Într-adevăr, noi suntem oarecum mai pe nișă, suntem mai cu muzica, așa, nu suntem cu petrecere așa de mult. Uh -huh. Adică la noi petrecere nu o să faci pe... Da, kindriș sau pe alte chestii, <laughs> dar o să faci petrecere, în schimb, pe Clapton, pe alte chestii, de înțelegi, bine, pe și anii 80. Pe... O să fie de așa Asta, dacă publicul e de așa natură, ăia suntem. Da. Adică n-am mers pe, nici nu vrem, nu suntem, sunt alte trupe faimoase în oraș care cântă la toate evenimentele da. foarte bine, nu ai vrem. Sunt. Cântăm. Cum noi. XXL Band. Păi de exemplu, uite, un exemplu da, foarte bun. Ai, cred că ți și prieten direct, direct, mai e director Mircea. Este, Mircea din câte știu, da, da este managerul da, școlii da, de artă, da. da, și este de mult, da. da. Și eu am fost acolo, Ce, am lucrat și acolo. Cântă frumos, acolo altceva. Ghici pe la cine a trecut primul mână, tot pe la tata. Mă gândeam. Asta gâdea. și el zice, băi, cine a avut treabă cu muzica și știa, Vezi, cam trebuie. un om care știe să, să țin sufle ceva. Păi el da. vede, poate, el tai că tot sigur că vede în tine dacă ai sau n-ai talent, sau dacă ai ureche sau Tata da, da, tot ureche. îmi zice că de trei ori s-a înșelat în viață. Așa zice. <laughs> Am dat o în bară nu de spune trei ori. Că că ai una din nu că a nu nu nu, <laughs> de part, nu, 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 vorbim de partea Nu, 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 Vorbim de partea asta. <laughs> a, artistică. A talentelor. Din ăsta nu s-a ajungă niciodată nimic. <laughs> a zis-o de trei ori și a fost din <laughs> de contră. Pentru cine? Nu. Către niște copii care erau cam ameți și zăpăciți, a zis bă, nu are, n-am cu cine. -a ieșit. Și a zis bă, nu mai veni, că nu mai nu că vin, bă, nu mai veni, că nu-i de tine, omule, fate fă medic, fă-te altceva, chiar nu-i de tine. Nu. Și ce a făcut copilul, n-a venit o vreme, tot ce a făcut până acolo și n-a făcut serios, s-a pus și a făcut într-o vară și când a venit în toamnă, tata a rămas masca. A zis bă, omule, și l-a testat că nu, nu vii să-mi tocești, că muzica nu poți to da, Nu au la revedere. Adică medicina poți să o tocești, dar oricum îți trebuie și acolo un da, talent aparte. Da. Am un respect enorm pentru medii să ai atâta cunoștință, să faci niște compilații între tot ce ai învățat, tot ce... Tu dai că tot Muzica e altfel. E... Muzica îți permite să greșești. Medicina, de exemplu, nu, nu îți permite. Sora mea e la medicină, la Oradea și știu. Învață toată ziua. Eu nu înțeleg. Eu cum. am un respect enorm. Eu nu pot să-mi dă cum poți să înveți toată ziua. Și uite, e a venit copilul în toamnă? cu tot ce am învățat, l-a testat, l-a trecut prin toate. A zis, bă, nu pot să cred. Mare chitarist. Eu tot încerca să l facă să renunțe, dar... Da, bă, nu e de tine, nu e de tine. Da. Eu vreau să te întreb, ce ai făcut tu pe la 10 ani, 11 ani, 12 ani, ce făceai? Hai să-ți explic. La... <coughs> m-am apucat de tobe, în primul rând. Deja la vârsta aia. Dar eu vreau să fiu chitarist, m-am dus la vioară. Mi-a zis Ca că Peter Anderco. Chitara... Peter este chitaristul trupei Casino de pe vremuri. Peter da, okay. Anderko, el stă acum la în Ungaria, dar este Mareanda, nostru, e nostru, prieten cu noi Merge cu, tocmai l-am văzut trecute, este cu mașina, cu caravana, pleacă prin țară El se ocupă și cu, el un foarte bun, el a făcut karting când a fost mic Aha. Și este un foarte bun, pe... eu idolatrizam pe el pentru două lucruri Unul era cântatul la chitară mm -hmm. și am vrut să fiu chitarist ca el Aha. Și ziceam Peter Anderko, nu ziceam Peter Aha. Peter, da, nu înțeleg, da, da. Peter Pan, așa, ok <laughs> Și uh, pentru cum conducea. Dar cum conducea? Foarte bine. Și lui se pricepea, avea o mașină, o Dacia modificată, cu cilindri de Skoda, niște nebuni la a. vremea aia, mi se părea Bă. ceva să. <laughs> Ei, și m-a apucat să-mi în clasa 1 uh -huh. și din clasa 3 deși acolo am fost în sala de repetiție, la tata, la Nord Club, unde e acum casa meșteșugărilor, da. tata se ocupa de trupe, exista deja formată uh, trupa Cazino, nu că i-a făcut el, l a pus o sală la dispoziție, au venit băieții da. împreună, i nu i-a coordonat, i-a ținut cumva la o altă. I-a închegat un. I-a închegat, a, a făcut un nucleu, a făcut da. un loc, a făcut o, o meca, dacă vrei. Că nu era da. ce să faci. Și acolo se strângeau trupe, și ăștia mai talentați făceau trupe. Și se făceau acolo, a... Era un de București, a, Era milionar. Milionar e puțin, era, Și eram era și, eu eu lor. Era și eu milionar. Era și un milionar, da. Păi o să fii. El nu. Nu, no? nu no, am n-am noroc la bani. Dar nici nu vreau. <laughs> Mie mi ai nu la 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 ceva ajunge. înseamnă Da, la ceva mai bun. <laughs> da, posibil, da. da. Dacă plătești o de stai liniștit. Nu? <laughs> Dacă așa nu să... ai plătit rate, n-ai simțit că trăiești. Exact. <laughs> ai fi așa Dar ar. să știi că nu fac rabat. Dacă vreau să fac niște. Uite, acum, de exemplu, am un mare regret că n-am fost pe fază. David Gilmore de la Pink Floyd face 5 concerte în septembrie, fix de ziua mea, <laughs> când schimb prefixul. Și am zis, bă, îmi fac două chestia asta. Și unde? La Roma, unde a mai cântat el de altfel. La Circus Maximus. Și este... E incredibil că am reușit să nu-mi iau bilet. De <laughs> încă. Dar nu e o problemă că am alte planuri. Să mă duc pe Moldoveanu, să mă duc cu motocicleta prin țară puțin. Da, ai venit cu motocicleta A am venit, scarp. păi da, pentru că este... Pe că am prins să te filmăm când vii. Ultim sunat, mă puteți filma când, când plec. Plec. Uh, ultim sunat, uh, e ultim sunat în tot orașul. În tot orașul și hai, am văzut -am. ce haos e, zic, știi ceva, ia să... Eu nu știu cum am reușit să prind un loc de parcare, dar... Da, nu știu. Am prins. Cum ai prins, dar <laughs> este un norocos. Da. Bine, acum asta cu motocicleta, crezi că e în apanajul tău de iubitor de rock? Hai să spun. Tipic. Uh, lor. Hai să-ți explic. So, de ce? Care e ideea cu motociclă? Pentru <laughs> un tată, știi, se gândește, nu mă mai duc, Nu am copii... Nu, e, de, exact, de, e exact pe invers în cazul meu. Tu te, ia, te duci. Deci, eu am permis din clasa 12. -a. Ah. Și am făcut, cred că, cred că am două milioane și de kilometri. conduși și să bat în masa asta de lemn, n-am niciun incident. Felicitări. Da. Și nu stau acasă. Dar nu, adică plec și conduc. Asta te refer numai la Nu, mă refer cu mașina. Tot. Cu mașina. Ah, ok. Aici a atolutatea datoresc că el, bă, prudent, fii atent din tine, nu te grebe, tot acolo ajunge. Și într-adevăr spun tuturor, nu bravați la volan, că n-are niciun nu. sens. Pentru că diferența dintre a merge la limită și a merge normal, eu nu zic să te duci acum cu 50 când îi drumul și ai limitare la 70, du-te până, dar nu te duce cu 120. Care e limita? Da? Să nu ți-a permis -o. Adică nu te duce, du-te și tu, hai normal și cu ochii în 10, pentru că nu știi peste cine dai. Adică mm. Diferența dintre a ajunge uh, grăbit și a ajunge relaxat este de minute, cel maxim. mult, nu, dar un drum, eu am calculat la drum o jumătate de oră, 40 de minute, maxim. Da. Un drum de bucurești, poate. Adică tu, tu ce faci? Ajungi, tragi ca nebunul într-un sens, după aia nevoie să te calmezi, te pui și tu stai practic mai mult să o cafea sau o ceva, că odată ce ai ajuns cu bine, în loc să-ți fie tot drumul o plăcere. Da. Adică țara noastră e frumoasă. Și și vizitabilă pentru că nu avem drumuri. Adică trebuie să nu stos. este că nu avem. Uite, asta cu nu avem drumuri, acum 15 ani când am venit la Horea, pe dată făceam 12 ore până la București. Da, acum ac fac 7 ore -a jumate. Mai puțin, da. Bă, aveam autostradă de la Cluj până... Și îți mai spun ceva. E foarte important când te duci cu treabă, păi du-te cu treabă. Nu te duci, oprești, păi stai că și la Alba Iulia mea, stai, acum da, oprim să de stabică, Bă, e... fă două sandwich cu tine, ia-ți -o, o sticluță de iaurt sau ceva ce scade ție bine, da, Mai faci o pauză pe drum, îți de acolo ceva Dar faci o pauză, nu stai nu te Adică faci o pauză Iei o apă, iei adică Alimentezi dacă e cazul Și nu pleca la orele, vezi cam când ajungi Că dacă ajungi în București Eu tot le zic la colegii mei când plecăm din București la cântări în țară Da? La când plecăm? La 8? Păi băi, dacă plecăm la loc mai plecăm ai la nimic, 9 Hai mai bine, plecăm la 9, că oricum la 9 plecăm yeah. Și într-adevăr, pe e demonstrate la la de Nu ai... Dar dacă pleci la nou Diferența e enormă Foarte mare da. 45 de minute Nu le mai pierzi Doar că ne-am întâlnit Tot, tot la oraș Și rău așa. că le pierzi Stând Nervii Exact Ca și șofer Mă refer Exact. Dar cine conduce la voi? Ei nu avem șofer, avem un șofer, da, da, da. De fapt, doi. Doi? Da, mergem cu două mașini sau cu, un, cu Duba și cu ne mai împărțim cu mașinile mi, sau în locurile mai îndepărtate mergem cu avionul. Cu logic nu o să mergeți cu mașina Da, da, am făcut, cred, am făcut și Constanța Timișoara și a doua zi Timișoara Iași. și a zi, Nu, cu Duba, credem, și n-a fost ușor. Dar nu s-au trecut vremurile alea, s-au mai schimbat lucrurile. Păi da, violul s-a mai ieftinit un pic, da, uh, știi, da. nici să tot dai pe o trupă, o truf de 10, nu? That's... Păi nu suntem 10 plus Horea, plus exact. Sunet, plus Staff, plus, plus Menești, suntem 14-15 oameni. Constanța Timișoara, Timișoara, Iași, cu avionul, toate chestiile astea. Uh, hai să spun, dacă iei biletele din timp, nu i Da. Dacă cam și când vezi cât câștigi și dacă dai un pic mai mult, dar câștigi dai un la oboseală o da. și la asta, asta, asta se adună. Pentru că tu nu cânti numai azi, tu când și mâine, tu nu mai nu ai nu. și peste trei zile. Păi, păi ai zic, zis că ai, ai făcut-o cu duba. O Am, făcut-o de nevoie, că n-am avut încotro <laughs> da. N-am făcut-o, că, că nu erau variante. Da. Nu era variantă Constanța Timișoara, nu era nici variantă Timișoara Iași. Nu uh. te poți prima. Sau te poți de la Constanța București, București Timișoara, București Iași, București Satu Mare. Da, poți, poți, azi. poți. A, e fain. Poți, acolo. poți, așa este. Poți. Nu, Bun. lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat Ai. și nu, nu merită cu graba și cu așa și cu motocicleta ca să revin, ca să trec peste, că asta e o chestie mai nouă. N-am avut nebunia asta în cap, doar că în 95, în 1995, că eram la o repetiție cu trupa Jester's, în fața hotelului Aurora, au oprit trei motociclete, Așa. trei ciopere. Una din ele era una mică, vișinie frumoasă, zic, am ce faină, zic, uite, dacă ar fi, îmi plăcea mie de ăla, ăla arăta și era mai cel mai tânăr, cred că era începător. Și Așa. zic, bă, dacă ar fi vreodată asta, mi-ar plăcea să am. Am ajuns în trupa de speradă pe după trei ani, doi ani, trei ani, și am mers la toate întâlnirile moto din țară. Cluj, nu crezi. peste tot. Acolo m-am dat cu toate. Vrei să te dai cu aia? Da, vrei cu catul? <gătări> cu BMW? <gătări> da, bă, da, vezi din aia? A, ciop, la acum avem? Hai să și m-am dat cu aia. Și, și ai virusat? Și nu, m-am virusat deloc. Da? Nu, au trecut de atunci 20 și de ani. Și tot am zis, bă, odată dacă o să fie... Și a venit pandemia. A, Ca noi toți am stat acasă. Pentru mine a fost un pic mai rău. Dar din tot rău ăsta a fost bine că avem o casă cu curte. Am lucrat a, la a, gard, am făcut chestii care l-am putut... E, și uh, am zis, bă, să-mi iau un scooter, că uite, mai mișcă, da. nu, nu are sens uh, Hai să-mi iau, hai să fac a uh, ăla, că tot am vrut să-l fac, dar nu că aveam un scop, că vine uh. momentul X și l fac. Nu, hai mă să-l fac. M-am dus să fac. Păi cum vii acum cu au? Acum? Păi da, păi full. Păi când să vin? Păi vin ianuarie, te-am scris, sau în decembrie. O, oh, zic, bine. N-a trecut, trecut, o săptămână, m-a sunat cu meu din Anglia. M-a ajuns cu o treabă. Te ajut am primit o moștenire de familie. Ah. Ce? O motocicletă, zic. Extraordinar. Eu acum fac școala, zic. Vreau să fac școala, dar... Nu. No. care ar fi da. Păi să mi-o trimiți în Anglia. Zic, bă, dar acolo se conduce cu ghidonul pe dreapta. Ha, 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 Normal că am făcut mișto de el, mi-a zis că nu. Dar a zis că nu ce vrea el, de fapt. El, nu, o primit, dar nu poate, vrea să o țină în România cumva să fac. nici nu știe cum să facă. Zic, bă, Aha. dar ce, ce vrei mână? tu? Păi eu vreau, nu știu, avioane. Sora mea în spate frate meu, dacă l ajuți, nu mai ce vorbi cu mine. Cum în Anglia duci tu copii la școală cu bicicleta, cu, uh, cu motocicleta, pe ud, ești nebun, ce? Nu. <laughs> Și zic, bă, dar nu zi, mă, ce motociclete? Și îmi zice fix modelul ăla. Ce Yamaha Virago 535 roșie. Mama că n am auzit, zic, bă, nu pot să crezi. Zic, asta era, u ce chestie. Nu, pe asta mi-a fost mie pusă pata, dar nu că la modul că mi-o iau mâine. Da. Așa, că dacă ar fi. Dacă ar fi să fie. Cumva. Și zice, m-a sunat a doua zi, și anul, te duci la mureșul ei și o să rămână la tine motorul. Deci, nu-mi aduc în Anglia, nu nimic. Rămână, mă dau eu că. când vin acasă mă dau cu ea. Și a fost. Da. a fost să da, și dat, Da, normal. <laughs> Practic, e cumva a lui. Adică, eu am primit-o. E a da. mea, în dar nu e mea, mea <laughs> a lui. Da. Și așa că, așa, <laughs> asta, asta e povestea e cu motorul. Nu e și... neapărat o pasiune de aia de... Nu, dar îmi place. Da. Și să știi că dacă ai experiență și nu te grăbești, că văd acum, e foarte... se întâmplă oh. multe accidente. Ai da, de cum trec pe lângă mine cu scuterele. Cu astea. Cu scuterele, da, știu eu. Dar problema cu, cu, exact cu, cu bravada asta, ăștia, și am zis că ăștia tineri, dar uneori nu ăștia tineri. No, exact. Sunt, am văzut foarte mulți tineri cu care am dat examen la școală, i-am văzut cum merg în trafic, ne-am întâlnit, ne-am salutat. I văd că merg frumos. Adică no. nu Vezi. se duc ca niște, nu riscă. Da, văd no. că e trece, îl din timp. Vrei să te duci? Sunt niște drumuri. Numai la noi în județ ce drumuri sunt. Chiar no, am zis, am numai zis numai că vorbesc aici. cu prietenul meu, Otil Albertici, exploratorul. Da. Să facem o treabă. Hai să facem, că tot el merge peste tot. Zic, hai să mergem și la noi în județ. Să facem o de județ. Să aducem oamenii să vină și pe aici. Da. Am un alt prieten pe care l-am văzut acum. El conduce motociclete cu ataș. Da, okay. Și l-am văzut a postat niște imagini pe drumul, pe la granița Sălaș, ce hăluți pe acolo, da, da, da acolo. pe acolo. Știu. Este, este senzațional. Au făcut drumul, e de la îngust, da, da știu. asfaltat, nu-i nimeni. Fost cu mașina pe acolo și păi erau... Păi du-te, frățioare, cu pe acolo, că că nu te lovești de nimeni. Știi ce mulți motocicliști sunt pe acolo? Eu am fost cu mașina și e, eu foarte e după mine, frumos. în fața mea. E foarte frumos. Foarte șmecheră. Eu e am fost și pe Transfăgărășan. Cu motocicleta? Da, bineînțeles. Dar bine, acum știi cum e? Că am fost și la București. Dar... Satul Mare București. Acum o să-ți și ție ca la toți. Da. Da, păi da. da. Da, Știi cum? N-am fost pe motor. Nu. Am fost cu motorul. L-am pus în dubă, are tata dubă, l-am urcat și m-am dus. M-am oprit la Sibiu, l-am dat jos, transfer visa, înapoi. A, tu te-ai ai, da, ai venit, te -ai dus da, la Păi și la București cea mai tare chestie este să te duci cu motocicleta la concerte. De ce? Păi e foarte bine. Păi eu parchez în spatele scenei. Îți dai seama. Asta a fost, ceama, asta a fost maximul cu în spatele scenei. Am avut petrecerea Pro TV. Grilă de toamnă. Veniseră câțiva, erau numai Harley, urma de alea. i Azi vine cu asta mea din 8-7, bătrânica. Ce, toți o să mamă, ce fain de asta, e adevărat, adevărat. Era mare, zic, fi în ce... Rockstar Rock. exact, zic, fii în la ăsta, ce oameni care aprecia. Da, bătrânul ăla, astea. Da, care e... era rockstar. <laughs> exact. Era, era ai, știi la un bătrân interesant când îl vezi îmbrăcat așa de rock. Da, 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 și ăștia erau. așa era ieșit cu, cu Era oameni de uita. la Pro TV, era prezentatorul de la zi, uh, nu scap acum, cum îl cheamă. Era lume, erau parteneri de la Pro TV-ului, na, și a fost, adică a fost foarte fain să E foarte fain să mergi și cu motocicleta da. la concert. Și aici în satul mare am avut, anul trecut am cântat cu Herub, cu trupa, cu fiul cu cei mm -hmm. doi tați, doi fi, la Dâmburi. Da. Și am avut un super concert la Dâmburi. A fost atât de frumos. bă, ce fain. M-am dus cu motocicleta. <laughs> dați mă până în micro 17. Nu a fost ce. Da. Deci... Și soția ta e de acord cu... Nu. Logic. Nu, nu. N-a fost pentru că nu prea i-am zis. Ah. Adică, Ai a văzut motorul în curte, i-am zis, a zis a că o dată facem, dar cum, te-ai dus la școală, zic acum, dacă zic... Și eu am au de la 18 ani. Bravo. Și te-ai dat? Atunci, mai dat puțin, nu. Nu, nu, dar soția mea s-a obișnuit cu ideea și a văzut că merg bine și știe că nu se știe cum merg în general. Okay, adică știe că nu stai. Se... Păi, am fost cu copiii, l-am dus pe Luca meu la Baia Mare, stânga-dreapta, pe mi am fost cu ea la Negrești, unde mai și predau. Adică îi lasă să vină cu mine. Deci mai mult de atât, ce să zic? E clar că are totuși un bine ar putea să zică, da, da. Atâta doar că nu e de acord ca și copiii să... să Ceea ce am zis, ok, și eu am făcut-o târziu, după ce m-am copt, deși eu am fost copt de 18 ani, am condus bine de atunci mm -hmm. și responsabil. Nu m-am lansat, am pornit și eu cu Dacie n am avut niciodată un moment de de răzvrătire în viață în care să zici, băi, eu nu vreau să fac asta, eu vreau să fiu medic, eu vreau să fiu aviator, eu vreau să fiu... Aviator. Dar n-am avut nicio răzvrătire și eu am făcut și radio și îmi place să fac și acum radio. Știu că ai făcut și jurnalist. Și îmi lipsește, îmi lipsește un pic. Și mie, și mie îmi lipsește și eu am făcut radio. Da, da, asta ce faci acum e un fel de radio. Da, poți să zici asta, da. Dar da, da noi e tot una. Tu știi bine, e momentul ăla în care se bate la secundă, ai 4, 3, 2, și tu da, nu ai zici? nimic în cap, ce să zici, ai mai fain, că nu știi. Da, da, te înveți. Dar îți vine, când e zero, tu dai, apeși pe butonul ăla care sporește microfonul și începi să vorbești. Habar n-am ce. E un uh, 1999, când eram deja mutat la Cluj, anul în care m-aș căstorit, uh, când cântam cu trupa Desperado. Da. Și mai da. cântam și cu trupa Compact. Aveam uh, două trupe. Uh și Com, totuși Compact între... Compact. Da, din Cluj, da, Compactul Cluj, da. Și uh, aveam nevoie de totuși de un job cumva stabil, zic. Da. Nu că aveam, mă descurcam, nu era nu era încă așa de da, mare. Era mentalitatea că jobul te Nu ajută că nu se... ne apărat. Da. Nu erau așa multe concerte, eram la început cu Desperado și nu știam ce urmează. Și anul 2099, 2000 am dat o probă la Pro FM Aha. la Cluj, că se deschidea stația Pro FM Cluj. Aha. Și am dat o probă ce și am luat. Am dat probă cu nu cu Andrei Gheorghe, cu un cu altcineva, da? Andrei Gheorghe. Păcate. Da, omul la Revoluție, Revoluția Radio, dacă da. mă întreb pe mine, om da. de radio, păcat, extraordinar. De... Și am luat proba. Și -am, am fost angajat la Pro FM în Fet echipa stimp. de pornire. O, am fost vreo 2 ani, după care a trebuit să plec, să mă retrag pentru că tot, tot mai puțin făceam. Nu știau ce să mai îmi dea, pentru că pe, creștea de Deci nu, nu mai puteam efectiv să le fac pe amândouă. N-aveam cum. <laughs> Deci nu aveam cum să le fac pe amândouă. Și de atunci n ai mai făcut radio? Am mai făcut în satul mare, la un moment dat, o perioadă da. la Impact FM, dacă știi. Da, cum să care aia a fost un radio în care am pus foarte mult suflet pentru că era vorba de muzică. Uh -huh. Și culmea este că eu făceam matinalul și pe vremea era Europa FM. Cu cine făcea matinalul? Singur. Dar da. nu mi-a plăcut singur. Nu e fain singur. Eu sunt de echipă. Îmi place, mă descurc și singur, dar nu. Singur. dacă am o replică, să-mi dai replica, un pic atât îmi trebuie. Să am Stine, cu cine, să am, stiu, s -am cum să spun. Am observat. E păi, extraordinar. Adică, Ai, și ăsta. atunci am, au comandat ăștia de la Europa FM, da. era Bogdan Miu, făcea material, da. au comandat pe zona asta să vadă cum se stă. așa. Și? Păi dacă era impact în lor, în inger. Nu, 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 nu. Nu e nu, nu, nu impactul ăla, nu. A, nu Impact FM era un radio local de aici. Eu lucru la Europa FM și aveam Europa FM, Impact și Vibe FM. Trustul Impact, da, știu ce spui. Da, a, e altceva. A, ok. Asta era Impact FM, era o... Așa era loc... e numea doar radioul? Era local? Sau... Era local, da. A, ok. Da. Local, da. Da, okay. da, deja se băgase pe online... Da, și ar se ardeau serverele, că atâția oameni se logau și, și bine. mă ascultau. Și făceam o emisiune care se numea Nebunia de dimineață, așa se numea. Da. Și îmi scria lumea, bai. și primeam telefoane, bă, când te aud dimineața, am o energie, cum ai așa energie, tu ce mână, ce, bă, tu faci așa? Nu, mă, eu în viața mea n-am nici cu dălea. Nu, bă, nu, e, ce ești artist, mă? bă, eu jur, în viața mea eu nu, nu pot. Eu, nici, eu până acum eu nu am fost niciodată în stare de ebrietate. Nu pot. Ca mm. și tata, tata la 75 de ani anul ăsta, el nu s-a îmbătat niciodată. Pentru că nu poate. fi. are 75 de ani și mai. E, poate... Nu poate! Am încercat să-l îmbătăm. Eu am încercat să mă îmbăt. Că s-a născut copiii, că mi-au permis, că mă că Toate! Ai căutat to motiv. mă, toate motivele. Nu, nu, toate motivele. Mi ma... se face un rău, mulțumesc. Nu nu-i de mine și la revedere. Băi, o, o bere, două, un vin, ok, să rămână o pălincă. Eu am o că nu mare, nu Din greșeală, dar eu nu pot să beau nici No way. Și mi e bine că nu. Na, nu simt nevoia. Adică. Cum ar fi, da? Bine, și cum ar fi să fii beat. Să, să, să no, nu, nu. Nu-i de lumea. Nu. Să... Nici vorba. No. Nu-i de mine. Și la, la acel sondaj, comandat de Europa FM, guess what? cine a ieșit primul pe satul mare? Tu. La Matinal, bătam și Europa FM eu. De ce? Pentru că asta am zis și oamenilor de acolo. bă, vedeți, suntem în Ardeal. Da. Mentalitatea în Ardeal. Față de Sud restul țării Chiar și da, mult este da. un pic diferită. Noi un pic ținem la a noastră, stai, da. de a nostru, mă. nu au cu de nostru. Nu prea cu de nostru. Ce, bă, mă lași, pe bă, bă, ăsta, pe ăsta știu, bă, de când vi da semințe. Bă, dar bucură-te, mă, că l-au evoluat. Hai, bă, mă lași, bă, știu, de când da semințe și eu știu. Bă, omule, dacă omul a vindat semințe și acum vinde mașini de lux, păi o evolua, frate, strânge mâna și du-te în treabă, cum ai făcut, că cineva, ți, ți dă un sfat, bai. știi cât ar costa un sfat de Asta e ideea, știi? Iar există această mentalitate și acum. Da, știu, nimeni nu-i profet în orașul tău. Știu că artiștii locali <fie> din satul mare se plâng și ani de zile s-au plâns. Noi nu suntem băgați în seamă, tot timpul sunt bani pentru a -i la București. Stop! E adevărat. Și acum, cu tot binele care se întâmplă în oraș <fie> și schimbările pe plan cultural, vorbesc, nu discut altele, că sunt și altele, dar cu bune curele toate, orașul a crescut. Îmi pare rău, asta e. E o realitate <fie> pe care o vedem. Și cultural, și acum, pe afiș sunt trecut artiști local de la ora. Bă, dar acum sincer, nu mai este data cernală să scrie artiști local, Vasilică, ăla, eu, Georgică, trupa fâs, trupa hâț. Un aici știi care e ideea. Că nu e așa de, eu înțeleg, înțeleg, nu e rău. Nu e rău. asta ar fi o îmbunătățire, cred. Da, da, știi? trebuie să îmbunătățești omul care face afișul. Nu, nu-i vorba de aia. Dar mai, mai e un aspect. Și aici, aici acum se vede ce n-a lipsit în trecut. N-a venit nimeni din spate, da. pentru că n-a avut unde, nici măcar atât artiști locali. Acum bareva, avem mai artiști locali, da. bă, te lupți să ajungi acolo. Trebuie și tu să oferi ceva. Deci nu te pune acolo numai că tu zângănești la o chitară și hai că te pun. Da? Nu așa merge. Deci nu trebuie, mai demult, trebuie da. să vii, așa cum mai de mult trupele de rock s-au revoltat foarte tare când am cu desperado. Uh -huh. Ce că vin ăștia cu CD-ul, că. Stop! Haideți, voi faceți o piesă ca lumea voi. Să atingeți sufletul, nu omului. Da. Și au scos poate. și cargo, au scos ploaia, au da. făcut iris, aia holograf, au scos albumul lor pe banii lor, turneau pe bilete, că au zis nu mai mergem pe gratis. Pe bilete, la sala sporturilor, am fost, mi-am luat bilet, păi era ceva când erau toate cremezele, toate zilele orașului, Păi ce mă duc să mai dau bani ca să vă gratis, dacă îl văd gratis? Da, dar nu e așa, că altfel e când te duci la concert omul. Da, nu, da, ziua orașului cânta. o treabă. Altfel și cântă ei. Nu i vorba că altfel cântă, ca și programul altfel. e altfel, da, ai da, altă da. conexiune cu artistul. Și sunt acum oameni care nu mă duc la ziua orașului. Da. Nici eu nu mă duc Nu mă duc la ziua orașului, da, mă duc să arunc un ochi, să stau pe acolo, că oricum n-am... Dar când vine, dacă Smiley, că a fost Smiley, da? da. Dacă Smiley peste o lună, da? Vine în satul mare la Casa de Cultură, eu îți garantez să că vinde lui, toate biletele. Da, da. Pentru că lumea, și dacă l-a văzut, nu e mentalitatea asta că l-am văzut, nu-l mai văd. Poate unii, dar tu nu ai spus. publicul da, tău. Da, noi mergem okay? pentru muzică, cum să zic, nu numai pentru artist. Nu, l-am văzut pe Smiley să mă lau. Nu, eu vreau să ascult muzica lui. Să... Vrei să te duci în... Bine, eu nu vreau, O stare, nu e o chestie e. acolo. Hai să te duci să te bucuri, nu? Să vezi ce nu nu am deloc, la... deci de-aia zic, contează și să vii cu ceva. că adică nu numai să ai pretenția că nu ești băgat în seamă, păi bun, dar ce da, oferi? Ce oferi, da. Adică e ca și chestia asta. Eu vreau salar, mașină, telefon și laptop. Ok, ce știi dar să faci? Duci. Dar tu n-ai zis nimic ce știi să faci, dar tu deja tu știi ce vrei. Bă, super bine că știi. arată ce știi să faci. Și apoi, da. Și discutăm. Puteți, îți dau. Poți să Bă, omul ăsta e valoros. Aici are problema patronilor, că dacă intrăm din una în alta. Unii patron nu știu să... Îl vezi că l-are, dă-l încă fraia, oricum îmi face. Da, da. Păi nu, că poți să zici stop. Mulțumesc. Nu mai vin. Da. Dacă îmi dai condiții, așa da. Și atunci a decis tu cum e bine, mai bine știi pentru cum, tine. Mă, e foarte greu să faci ce zici tu. nu e greu. dar da, trebuie să fii foarte pregătit și foarte cu două cum zic spaniolii, știi? <laughs> da. știi Înțelegi? Ca să zici, bă, gata, eu de mâine nu mai vine, ori îmi dai, ori nu. Ne-am făcut chestia asta. De două ori în viață, de două ori o dat afară. Asta e asta, nici nu am dat -o înapoi, niciodată. Băi, eu am tăcut și am înghițit. Mult timp, n-am zis nimic, am fost beatul bun. Și eu la fel, dar și când și... am cerut și nu mi s-a dat, am plecat. Pe loc. Eu n-am făcut asta. Eu, eu când nu mi s-a dat, am rămas. Eu n-am rămas. Și la un moment dat, când au venit din nou la mine și au zis, bă, vrem asta, avem nevoie. Și am zis, știi ceva, am făcut, știi, chestia, dublu sau nimic. Deci am zis dublu, a, eu vreau rău să... Rău ca mine. Vreau, da, eu nici, am făcut de bă. două ori în viață chestia asta și am zis că nu are cum. Și atunci mi-a dat seama bă, ce fraier vezi, mă. Eu nu le-am păstea cu strategii, cu politica, mm. nu suport, cu a, ăla, cu dălea, cu... Pă, las că știm. da, da ba, nu, nu, nu le-am, eu sunt, a, fraier. Eu sunt fraierul lumii. Nici mm. să nu spui că bă, le fac gafe, deci mai bine nu. Dar atunci am zis, bă, stop. Nu. Zis dat? Stop. Nu că mi s-a dat, mi s-a dat. dat triplu. <laughs> Știi? Știi? Și a zis, bă, fii atent, nu-i, bă, deci dacă ești beatul bun, dacă am fost nesimțit, oh, cum să nu, așa, da. da. A, deci așa trebuie să pun problema cu voi? Da, da. Ok, așa o pun. Da, da, da. Da, în loc să mă, vorba bă afară, ambre. bă, bă, bă că... vrei, așa, e bine, nu vrei la revedere. Și eu n-am vrut, n-am da, acceptat. Eu mai puteam să accept. Eu îmi cunoșteam valoarea, să zic așa, nu știu cum să zice la chestia asta. Da, foarte bine e să știi cât valorezi. Sau asta credeam eu, dar nu mă interesează. Tot timpul am găsit ceva mai bun. Mm -hmm. Știi cum e? Uh, Problema este când vine cineva la tine, vorbesc la bă, știi, uite, facem, hai să, hai să facem, hai să, că vai, vai. Mă, îți prezint omul ce vrea să facă, zici, îi zici, bă, atâta și vin. Fără atâta nu vin. Da, un exemplu. Asta e varianta A sau varianta B. Bă, omul ăsta, uite, vrea să facă ceva, vrea să construiască ceva. E într-o situație în care, bă, nu zic că nu are bani, dar poate banii care nu mi-ar mi da, mie cât cer, îi fac eu o reducere, îi fac o chestie, hai da. să facem să fie bine, da? Că de bani, uite, îl ajută, face așa, și așa, și așa, și că omul chiar să facă. Dacă vreau să-l ajut, atunci nu, mai, nu mă mai interesează, da? Problema este că faci chestia asta. Și după aceea se poate să abuzează de. Da, cumva. Știi? Și pe urmă se întâmplă Cresia și îți auzi, mână. bă, dar... nu mi au făcut, că eu am cerut, după aici nu mi-a făcut și după aia auzi vorbe că... s au întâmplat situații și situații de astea. Că tu nu mai bine zici, bă, te costă 10.000 de euro asta și la revedere, 2.000 de euro, 1.000 de euro, 100 de euro. Atât te costă eu... și la revedere. Nu mă interesează să fac reducere, nu mă interesează nimic. Nu mai bine așa. Băi, uh, știi cum zic eu? când lumea ne cheamă la concerte, știi, bă, uite, asta e suma, Nu, eu nu fac nu managementul ăsta, o... dar la o... mai intermediat, m-am mai sunat oamenii da. și da. pentru Horea, bă, vorbești, uite, facem o chestie. Unde a fost loc? Și am explicat și lui Horea, uite, oamenii ăștia fac o treabă, da. uite, oarecum și umanitar, hai să... Bun, da, ce știi context? pe om foarte bine. Și managerul nostru e foarte strict și așa și trebuie să fie, pentru că da, da. de astea sunt milioane pe uite, zi. Dați, dacă fiecare zi. Na, dar ideea este că... Um, sunt anumite chestii la care e chiar ok să te implici cumva, știi? Da. Doar să poți, să ai timp, să-ți permită timpul. Că nu e vorba neapărat de reavoință, da. știi? E vorba uneori de, băi, aș vrea să fac chestia asta, dar nu, nu pot. Adică ai proiecte tale, noi din asta trăim, nu facem altceva. Da. Eu n-am timp să mă duc la un job Eu n-am timp, uite, Horea tu face și podcast Acum joacă și în Shrek Joacă și în Mama Mia e, e greu, mă, eu nu știu A mine, Agenda mea văd cum nu arată Nu bani face el cu de să zic, Ca să-și permită să zică Știi Bă, ce reducem din sumare Păi da, dar lui îi place să facă, Știi. cum el, emisia Suntem că el, doi, lui suntem place. doi buni. Vezi că mă seamăn și eu cu el un pic da, sigur. Ne place. Nu contează Știi cum e asta? Poate să aducă și un câștig și pe de altă parte, cumva. Cel puțin în cazul lui și de imagine. Și... Păi bă... nu știu Eu el de imagine, nu știu cât are nevoie. Că e Lumea cunoscut. se uită. Tu uită te ce vizualizare are. Păi se uită, dar el nu are nevoie să mai fie mai cunoscut. Oricum cunoaște toată asta. Da. Dar nu e bine dar măcar că face atent, ceva. El dacă ar greși ceva, dacă ar zice o oh, rahat, știi ce repede s-ar uh, auzi și ce repede l-ar ah, Pe loc așa că e fain, e frumos, nu se uită lumea, am văzut. Da, e foarte uită. bine că e un om fain. Și se fain și invitații, adică noi facem cu da. ei, scoatem din ei, cântăm. În, în, îmi, place intro la el, trebuie să fac și eu un intro, dar eu vreau un intro trebuie, cu o dace veche să fac, să vin aici să parchez în față la studios. <laughs> păi și nu găsești? Ei, găsești, Doar prieten. avem muzeul Dacie aici. Da, am prieten care are trei, nu e problemă. Deci, ia uite. Dacă așa, vreau o motocicletă din 87. Așa ar be. fi, dar, dar, nu am nimic. Ai, au. Dar, dar, am. dar nu mă urc pe că mă duc că n-am mai, mai, fost de mult pe motocicletă să conduc eu. Dar cu horea, e interesant, nu știu cine îi gândește lui tot podcastul. El? El singur. Da, și mai este o echipă în spate care are... Echipa care filmează. Nu e vorbim nu numai de filmat, pregătirea unui podcast. Da. Deci când ajung la podcast și când văd desfășurătorul este ca la televiziune. Și deci eu am este, de pe telefon. Este cum să zic, totul clar, a pac țac, bun și nu asta ce e totul clar, dar Horia este, după da cum me, știe toată lumea, un om spontan. da, da. da. Horia nu o să-ți facă niciodată. <gri> După script. <gri> ne, nici și la sala aparatului, când avem acolo, ne ținem, că n-ai cum. Acolo cum. Dar și acolo, mulți. băieți, Acum, faptul că el se întoarce și deja l-am văzut, de noi știm, știm ce înseamnă asta și ne gândim, băi, o face la nivelul ăsta în altă, adică hai că e una că ești la o petrecere da. undeva sau la un concert de al tău. Sau... Bă, da, bă, lasa la sala Palatului, se filmează așa și el nu riscă pentru că știe că se bazează pe noi. Are spate trupa, sigur. <laughs> și știe că dacă face, știe, problema este că de 10 ori ești acolo și dacă odată poate ai înțeles greșit gestul lui sau că s-a întâmplat, și pentru mine e ce cel mai nasol. Că Dacă eu sunt cu toba. T -o, t -o te auzi, Dacă eu nu mă, nu pe fază nu și poate corect, e, un asta, e un pic stresant asta. E un pic stresant, dar are încredere. El... cel mai bun din țară ca să Bă. fie, acolo. Așa zice lumea, nu zic eu. Păi, lumea... Lasă lumea să vorbească, asta e rostul ei, nu? Așa era da, când miere fiere adunând... Ai văzut un pic de cultură muzicală. Da? nu te-ai gândit, da. tu ai întrebat. Te-am întrebat, da. Dacă așa ceva. Eu am zis că da, da a, un pic de cultură, trebuie să am lucrând la radio, păi, făcând de... emisiuni cu muzica, te lovești și asculti muzica, n-ai ce face în unele momente, trebuie să o asculti. Da, dar muzica veche e greu să o ai ca și cultură. să, o de să Nu o e așa -o. de greu. Acum, dacă urmărești ce se întâmplă și prin topuri pe la noi, muzica asta veche ascultă câte refrene vechi se da, iau. Da, da, Uite, da. știi ce mi-a zis fiul meu care are 20 de ani, face 21. Mulțumesc. Am ascultat, azi. mulțumesc, am ascultat la un moment dat, am povestit eu, bă, am fost la podcastul ăla, ha, 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 și bă, cum? Și mergeam cu el spre Cluj. El e la Cluj acum. Uh -huh. Mergeam cu el spre Cluj și zic ah, hai că-ți spun, zic. Gis ce am pus? Mioara Velicu. Ok. Și știa. Asta e cântărația de muzică. Zic, știi că ți a are Mioara Velicu? Anul ăsta face 80 de ani. Am nu e adevărat. Și zi, zi hai să auzi o miorița cântată a capela, deci fără nimic, fără nimic da. să vezi cam ce glas are și cam ce transmite femeia asta. Mm. După aia am sărit la alte când vai, vai, vai. După aia am sărit la nu știu cine, am sărit la Oana Sârbu sau nu știu la cine, cine a fost invitată. Și am făcut noi, am piesă gânăște că noi acolo suntem Clapă, chitară acustică, tobă. Adică unde la, la podcast, podcast la, la, la... la... văzut Și că. cu clapă, Marius face și basul pe clapă. Uh -huh. Atenție! Și noi, în formula asta, am făcut niște piese de muzică ușoară, când a fost și Oana Sărbu sau uh -huh. când a fost. Care, care, cum să spun, au primit o altă stare. Da. Înțelegi Și ne-am dat seama atunci că, Și fiul meu a zis, a punctat o chestie foarte mișto Și uite, și e unul tânăr da? Da. Nu că zic eu, că eu știu ce zice el A zis, băi, voi știți ce a trebui să faceți Voi, ar să Reluați piesele astea, că sunt piese bune, au valoare da. Au, îs cu vorbea, cu valoare da. Dar chiar au valoare <laughs> Muzicală nu... da. Și uh, ar trebui să le faceți voi cu trupa Că atunci când s-au făcut, ele s-au făcut Cum s-au făcut, că așa s-a putut hm. Ai auzit ultima piesă a lui Grasul XXL nu. Maria, mă Maria se numește. Nu. Ascultă, o să Ok, o să ascult. Ok. O să-ți placă maxim. E cu piesa... O să vezi. Ok, o să ascult. Chiar uite, o să ascult. Deci uite, eu mă știu Aure, lui Aurelian Andreescu. Aha. Piesa Tu ești mea. Îi pe hip-hop. Super de tare. O să vezi, o să-ți placă. Să știi că, ă, asta vreau zic, este un reveniment al, al pieselor care au refrene bune. Faptul. Acum orchestrate, orchestrat îmbrăcate altfel bă, ce valoare au. Da. da? da. Și acum lumea le descoperă. Faptul. Și mă bucur. Ăștia tineri, că nu ăștia care le mai știm. Voi ăștia care, că, știi, ești foarte bătrân, ce să zic. Man, nu <laughs> sunt așa de tânăr. Păi Bine, am început tot de vreme cu muzica și. nu, da, La muzică acum mă pricep, dar nu numai că să cânt. Mă pricep la muzică, știu, da. muzică. Mă întreb de orice. Nu zici ore, că el se pricepe la muzică, el știe să facă muzică, să cânte. E una dar să fii... mă pricep la muzică și prin prisma radioului. Eu sunt ascultător, eu la 10 ani mai trag ce făceam. Păi ascultam Pink Floyd, The Purple, la Fonograf. Când aveai tu 10 ani? În ce an? În 1984. Ai noroc, As și ascultai tu atunci Pink Floyd? Ai da. noroc. Da, pentru, pentru că, acasă aveam da. picap cu discuri. Queen, da. The Purple, Omega, Mamă, Omega ăștia din Ungaria, ce cântau ăia. N-ai bătaie cum? pentru asta aici. Cum se au bătaie când tata când a dus discurile? Păi, nu dreapta e credut de alții. Nu. Dar Straits, cum? Deloc. Eu o prieten care pentru... Europe! Ascultam Europe. Am o prieten care pentru piesa de la Pink Floyd, aia cu teachers, live... Leave the kids alone, we don't need no education... O cântă, L-a luat, ăsta. Poliția. Poliția, da. Păi acum o cântă. L-a luat, l-a bătut de vorbi singur. Uite, trupa inedit copiii, da, ăștia acum au avut o cântare la turți. Copiii, duminică, Eu m-am întors de la București și au cântat copiii pe un stadion, au luat acolo, au cântat acolo, au fost copii, au dus un castel, o chestie. A fost o zi de 1 iunie, cum ar fi chiar era 2 iunie. Și au cântat copiii, inclusiv asta, n-a piesa cu care se prezinte la final. Da, bine, acum. Da, păi. Ei în 86 la... au ascultat piesa asta și piesa 8... din 70. 8. Da, au pus-o la el în, în clasă, în liceu. A doua oră, nu știu cum s-a aflat așa repede, l-au luat, bine, era unul în clasă, sigur, de lor, l a luat și l-au ținut două zile, l a bătut de vorbi singur. Ce de vrei, bă? Nu-ți place, mă? Da. Ce ești tu, o cărămidă în zid? Da. Nu vrei educație? Nu vrei? Lăsați da, copiii în da, da, pace, las că ți-arăt eu ție educație. Da, educație, educație. Eu l-am educat. Și? Ce e nimic? Ce? O ascultat în continuare, din serios? Ce o să... Îți dai seama că unul care ascultă piese de asta, care e rebel de mic, și eu la fel am fost. Păi, nu poți, tu să, tu poți să, mi poți să faci cerip, să mă dai bucăți, că eu nu mă schimb. Eu mine. sunt surprins de unii oameni care și acum îi aud că zic, domnule, degeaba comunismul, A, bine, nu, bine. cred că n-ați înțeles. Zic, cred că n-ați înțeles. A, mai bine. Stați un pic, faceți un reality check. Uitați-vă un pic în jur și amintiți-vă cum era atunci. Că nu se degeaba. Eu nu mi-aduc aminte, eu am după. Da, da, ești fericit. Deci, eu am prins și cântarea României și așa, nu m-au marcat ai în fost niciun fel. Că era... La da, sigur că da. Bine Bine, Ai, era ai copil. Cu voce? Bine, nu, ha. cu toba. Cu toba. Da, am, am luat și premiu. Oh. Ha. <laughs> și uh, îți dai seama că dacă ai trăit anii aia, acum dacă ție ți-a fost bine și viața ta a fost, s-a limitat la un serviciu stabil, domnule, mi-a o casă, o, o casă. eu înțeleg asta și normal. Și domnule, ai avut concediu, m-a dus până la mare înapoi, am avut, era frumos, eu înțeleg. Am vizitat și țări, am fost în Cehia, o, oh, în Ceoslovacia, am fost în Moscova. Nu. Ok. Și acum este practic de 100 de ori mai bine, dacă o e așa. Da, Poți să mergi ca libertate, fatul... ca deschidere. Ei, da, dar și visele lor au crescut de atunci. Oamenii care se limitau atunci la casă, la mers în Iugoslavia și la, sau la mare, eu zic, bă, dar eu mai vreau să-mi iau și o mașină Ne-am lovit de, ne lovim de fudulie Da, am lovit de fudulie și trebuie să-ți și permiți fudulia Da, Michael. nu să o permit Bineînțeles că nu ți-o permiți cu mentalitatea Că ție ți să ajunge casă, masă și o Marea o neagră dacă tu ai mentalitatea, nu o să-ți permiți nici o fudurie, credem. Absolut. Și ei nu-și permiți și zic, bă, dar atunci era bine, că îmi permiteam tot ce-mi doream. Dar da, 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 aveai trei chestii să-ți Atât ți aș dorea. Da? Acum au văzut că se poate ceva mai mult și nu-și permite. Asta exact, din categoria... de exact. Lei. exact din categoria... Mentalitatea de exact, exact din categoria conaționalilor noștri care stau prin Germania, prin țările civilizate, chiar dacă știu cum mai Germania ce a fost, nici Anglia, nici nimic, nimic nu mai a fost, aici nici mai România nu mai ce a fost, ok, suntem chiar mai bine acum, părerea mea. Da. Am fost în Canada. Îmi pare rău să o zic. Jumate din ea cu care am vorbit acolo sunt cu bagajele la ușă. După 20 de ani de Canada. Știu. Așa bă, mă gândesc, adică am fugit de comunism toate și am ajuns acum aici, aia, ai n-ai voie, -ai voie, -ai, voie ai voie, mă bă, dă vecinul. Bă, dar serios, dar ce e asta, Dar nu, în Anglia să vezi cum e. n-am nicio problemă cu imigranții, Dar în Germania problemă. știi că dacă tu ești imigrant da. și faci un rahat și el te denunță pe tine, scuză-mă, da. ăsta, el prește bani sau prește, nu, no, îi scade din impozit, ceva de genul. Păi, dar normal că eu te păi dau... Păi ce în asta? Și atunci securitatea ce-a fost, e... nu? dar e, secu... da, da, e a gratis. E și gratis. Adică securitatea Bă. asta e gratis acum. La ei. La păi e chiar plătită. Păi nu. Păi și ia omul bani dacă te păi dă în gât. Da. da. Securitatea nu-ți dă nimic. Nu-ți dădea bătaie că le-ai dat în gât ăla. Știi? Da, exact. Deci cam asta era. Bine nu, eu sincer, trebuie să... Oamenii ăștia trebuie să mai gândească de două De totul e pe camere de supraveghere. Tot. Și ce respiri și tot complain, 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 complain. Da, complain. Deci de eu când uh, o să fie în România, eu sper să nu prind cât trăiesc. Nu o să fie. Când în România o să fie chestia asta că m-am oprit pe marginea drumului, da? da. Într-o parcare, pe marginea drumului. Am scos uh, zi. ziarul. Ce? Ziarul, dacă vrei. A. Și mi-am tăiat tri felii slănină, am zdrobit o ceapă cu roșii și un pic de brânză. Da? Da. Și eu care nu conduc, am șofer, conduce filmă, da? Zicem. Și beau și un părâl de pălincă. Și o să vină poliția, ce faceți? Circulați, strângeți, nu e voie. Deci, când o să ajungem nu la faza vede. aia, Noi prea când -a o să ajungem vede. la faza aia, o să fie o problemă. În acest că... moment nu mai poți face nicăieri așa ceva. În România poți. În România da, are, poți. Că vine să vă Ei, ce tine. aveți. Ce a, aveți o... grijă că circulă un urs pe aici. A, ok, mulțumim. Da, ai Dar problema Problema da. și cu românii noștri care îți plecați. Ei ar vrea să fie așa de să trăiască ca în Germania dar da, să poate. fie totuși uh, ca România. Să da. putem negocia, da. să putem... hai, frățioare, da. o... Pe merge. cineva, Bă, lege, da. lege. Adică nu vii aici și și arunc pe geam că e România. Nu, o pui nu. mașină, ca în Germania. E da, în Germania există riscul să a dat cineva în gât. Asta e problema. Și ah. ție amendă, înțelegi? <laughs> și ție e amendă rău. rău. Aici, ai bă, cine ai, mă, mă lași? Păi da, nu e ok. Trebuie yeah. un pic. Pe mine ce mă deranjează, sau m-a deranjat, că în ultima vreme lucrurile s-au schimbat, lipsa asta de cultură civică de la noi un pic mă, mă, mă sperie. Ăștia tineri care vin de din spate au, au început să aibă. Văd generația asta care are acum 18, 20, 20 de ani, nu mai poți să i duci cu zăhărelul. nici politic, no. stai că noi, bă, hai, hai bă. Că, adică. -am urs, multe surse de informare. Acum te uiți, eu nu zic să te uiți pe Facebook, că toate prostiile le găsești acolo, dar găsești și lucruri bune, dacă știi să cerni. Problema este, suntem destul de educați să știm să cerem. Aici ai baiul. Unele le luăm de-a gata. Eu îți dau un singur exemplu apropo de asta, verificat cu jurnalismul, da? A fost Au fost zilele orașului, da? Da. A doua zi, primăria și Casa de Cultură și uh, uh, anumite ziare uh, de online din satul mare am urmărit. Eram în deplasare. Eu eram la Constanța chiar. Au put, Pe ce artiști uh, doriți să vedeți... Nu, ce artiști doriți uh, la anul? Așa. Și au început comentariile. Ha, unele haioase, altele să se afle în treabă, altele serioase, domnule, pe Bine, și Hai pe l au trecut de vreo trei ori, peristei, pe Ristei, adică au trecut niște... Mă, oamenii au zis să facem... Muzica. Alții au zis, stop, că încă îți mași nu nu mi-a revenit nici din beție, stați un pic, peste o săptămână mă întreba. Adică <laughs> au fost și de alea, știi, românul tot român, sau ungurul, că era, cred că era chiar ungurul. Și în satul mare nu prea contează asta, părerea mea. Uh, iar uh, la un moment dat uh, a pus o, o doamnă. Pe oricine, numai să nu mai scoateți pe smiley ca pe ultimul câine de pe scenă. Hă? Cum adică? Și m-am uitat acolo și am văzut, așa, altul scria, de da, zi, domnule... Te cum scos, nu e un comentariu, nu știu exact, pe site-ul ora primărie, ora... Îți explic cum Ca să vezi ce înseamnă, cum funcționează asta și pe Facebook, cum, cum e ușor să cazi în capcană eu fără știu, să te informezi. Bun, eu am, Bun, eu am avut ocazia să mă pot informa, recunosc. Uh -huh. Îți cazul fericit. Eu am pus una pe telefon și am sunat pe Marcel, de care ți-am zis, Toboșarul Smali. Bă, ce s-a întâmplat la satul mare? S-a scos, v-a scos. N-am văzut, eu am căzut, am zis, bă, o fi care va, eu scos pe Smali ca să intre ceva pe altă trupă, poate, ori o trupă ungurească, o altă trupă după Smali, cine mai urmează, care au făcut gât sau careva? n-am știut, zic, sau. Ce s-a da. întâmplat? Program... Și mi-a explicat asta, Marcel, băi, fiate nici vorbă. Când am terminat de cântat, în primul rând, Smiley a intrat un pic mai târziu, că a fost mici decalaje, că se întâmplă. Am trecut de marja, am avut și noi o mică tehnic ceva, în așa, am mai pierdut vreo 3-4-5 minute. Smiley s-a simțit foarte bine, a cântat mai mult și a vorbit mai mult. Da. A fost super atmosferă și când am terminat, Uh, prezentatorii au intrat repede pe scenă, da, dar da, repede da. și au zis mulțumim Maria, pentru că exista acel show de drone în seara în care cântam. Da, Iar show de drone, că dacă elege, elege. Da, 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 e legea ai lege. Da. Atâta mai. lipsea ca deci îs avea o marjă de nu știu câte minute, 20, în care da. tu puteai să le ridici de la sol da, să și le să faci programul, da. Important era să le ridici în marja aia ca așa era aprobarea. Îți dai seama că acum suntem și cu campanie Cu alegeri, cu prostii Asta lipsa să ridice la cu un minut după Să sară unii pe alții, da. să se mănânce ca și câinii Că domnule n-ați respectat ci, Până la urmă dacă lege. Iar oamenii organizatori au zis Nu discutăm și sincer mi se pare nemțește așa La ora de avem limita de drone E chestie de aeronautică De fază, da, da, nu, da, 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 nu, da, da. nu discutăm cu asta S-au ridicat dronele, a fost super Malin a fost scos ca un câine a fost, Asta a fost motivul Au zis la scenă, dar doamna nu știa Că eu l-am sunat și pe prezentator și mi-a zis mă. nu mă, asta a fost. Și pe organizator am vrut să văd din trei Nici o zis ceva. treabă. Mă. Marcel mi-a zis ce mă, nici vorbă, nu. A zis repede dar se grebeau că era show de dronă și se închidea fereastra să le ridice. Da, 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 da. Deci na, lumea nu știe asta și nu poți să judeci pe oameni. M -m. Dar înainte să așa -a, nimeni n-a comentat, nimeni n-a zis, nici ăștia n-au precizat foarte clar, pentru că nu era momentul, lumea era prinsă că ăsta a fost un detaliu. Alții ziceau porcine, porce, dar mă distrează chestia asta cu, cu că Smiley scos de pe scenă, că să chemeați porcină, dar să nu mai scoateți cum a scos pe Smiley. Mi-a rămas așa pe creier, da, că mă gândeam zi, bă, ce s-o fi întâmplat, știi? M-am gândit, ce s-o fi întâmplat? Da, no, acum am aflat ce s-a întâmplat. Da, știi? Și, da, m-am informat, iar vrea, doamna, probabil nu pe cine să întrebe. Știe inul cineva... Cu... Ce? Eu cred că că nu era curios să întrebe. E, e mai fain așa. No, aici e ai problema. Știi? Adică să te afli în treabă. Recunosc și eu că toată mai vorbesc, mă aflu în treabă. Recunosc. Am <gânt> această chestie, toți facem asta, dar Facebook-ul ăsta e și mumă și ciumă, știi? Da. Online-ul ăsta... online nu e de Online-ul trebuie să știi să ceri. Iar aici da. ai problema cum ajungem să ne educăm copiii ca să știe să cearnă. Nu să facă ce zic eu, ci să gândească el singur. Ca asta nu da. știu în viață cu nimic. Dacă eu îi dau pește, Învață să pescuiască, e vorba da, aia din bătrân. Da, Bă, învață copilul să pescuiască. Da, nu-i da pește, nu-i da... da pește făcut nimic. lasă să pescuiască și să descurcă el. Da, dar tu cum ai ajuns în 2009 la Horea? Simplu. eu un 2000... Povestea începe în 2004. În 2004 am plecat din trupa de Sparado. Da. M-au chemat niște băieți din Baia Mare cu care eu am înregistrat niște piese. muzici foarte frumoase pe un album de muzică rock progresiv ce îmi place mie și ce știu eu mai bine. Iar acei băieți, în 2000. asta s-a întâmplat în 95 Acei băieți, în 2004, erau într-un contract în Germania. Când au cu un neamț român, și când au Suedia, Finlanda, Turcia, Germania, Franța. Mergeau. Și au rămas fără toboșar. Și m-au întrebat, bă, vrei să vii? Am avut o discuție cu colegii mei din desperat. Am zis, bă, noi ce facem? Că ajunsesem la o fază la care aveam ata concerte, că nu ne mai puteam vedea de viață. Eu numai asta făceam. Dar marea majoritatea colegilor mei... Familie. Aveau familie. Nu, că și eu aveam familie. Eram a. și tătic. A, da? Da, dar aveau și business, aveau și... La un moment dat au cam neglijat partea asta și au zis, bă, noi vrem să o lăsăm un pic mai ușor. Da. Și am zis, nu, fără supărare, rămânem prieteni, suntem prieteni și acum, chiar colaborăm mm -hmm. pe proiectul ăla cu Speak Floyd, deci chiar colaborăm, care-i tribut Pink Floyd, care a făcut tot de ei. Și uh, am plecat în Germania. Acolo... Una din fetele soliste care erau este Andreea. Andreea Miclic, uh -huh. a cărui iubit Cristi este chitaristul Horea. Okay. Iar Andreea este fata care, după ce a plecat din Germania, când a terminat chestia asta, a venit în România, a cântat cu Horea alături de iubitul ei Cristi. Ea este fata care a făcut versurile pe primul album și pe al doilea și la septembrie, luni și lucruri simple. Ea a făcut versurile, uh -huh. Cristi a făcut muzica. Okay. Ei, iar eu între timp am venit acasă cu băieții ăștia cu gran cântat am avut un proiect foarte drăguț. În perioada aia cu Impact FM, la Baia Mare, se numea Gem, o trupă foarte mișto. Cred că am auzit. Așa, foarte faină trupa. Ei, și trupa aia după trei ani a închis, ca uh -huh. așa a fost filmul, în care cânta și Lucii, prietenul meu cu care am tras albumul ăla, care acum a basistul din trupa Compact, de de zile, directorul școlii de artă din Baia Mare. Okay. De fapt e mai mult de atât, cred. Um, centru cultural la conservar, el e manager ba, da. acolo. Ok. Iar uh, așa am ajuns la Horea, că m-a sunat Cristi cu Andreea. Băi, tu ce faci? Păi tocmai nu mai fac. la fix. Vezi că mâine cântăm. Fix, uite, acum s-au împlinit 15 ani. Cât Aici e astăzi? 6-7? Da. 6-7. Pe 3 iunie am Înțelegi. avut primul concert, acum 15 <laughs> ani, cu Horea la Ciao Italia, un... Uh, Ziua Italiei, doi de sau trei. pe aia Mi-am luat cinerele premierul, dacă știi ce, bețele și pedala de tobă, m-am urcat în tren și m-am zis la București. Fără nicio repetiție, repede pe te a... practic direct în cu... a, a a, nu, Am avut o zi în care totuși am discutat un pic cam ce facem. <laughs> da, da, o zi, e mult. A, o repetiție. Era Horea Brege, știi, nu? Era așa că poți să. Nu merge din prima cu el. No? Deci aici, la Horea, poate să vină unul de 10 ori mai bun ca mine. Și nu nu e vorba de chimie. asta, e vorba că trebuie să. Aia se vede, dar în timp, pentru că din prima tu trebuie să îl simți pe om. Da. El, el e un om, e un artist foarte. El se încarcă de la noi. El ne dă. cum să zic, Uh, ne dă niște indicii, noi ne prindem că avem experiență cu el. Okay. Na, și noi nu suntem, nu ne-am luat nici de pe stradă, nici da, pe noi da, și am întreți. învățat foarte mult aici și el de la noi și noi de la el mai ales. Adică mm -hmm. am învățat foarte multe lucruri și cel mai mult mă bucur, tot am zis asta și când a fost la podcast cu noi la Horea, am zis aceeași lucru, că mă bucur că atunci când am ajuns aici, mm -hmm. la Horea, am văzut că orice tâmpene mi-ar trece prin cap se poate pune pe scenă. <laughs> adică Horea nu zice, a, nu mă, nu, nu, nu aici da. hai să vedem. Sau dacă chiar e ceva penibil și ție ți se pare fantastic, el îți va spune cu argumente de ce nu. Aha. Păi nu, pentru că. Da, da. E adevărat că de multe ori am avut conflicte, să zic așa, conflicte constructive, adică discuții, ca să zic, brainstorming. Și am avut, nu, nu, așa nu. Și s-a dovedit că am avut unul din noi dreptate și nu el. Mm. Și el, el zice, bă, ideea, așa, uite, n-am dat credit, dar uite, așa o fac. Rămâne, s-a cumpărat. Ideea. Se poate înțelege foarte ok cu el. Așa. Da, cum să nu. Nu eu, de la fixiz de la că nu cum zic eu. Cum... Așa. Măi știe foarte multe. E... Da, sunt convins. Știe foarte Un om cu multă experiență. Un om care știe cum stă camera aia, știe cum arată în camera aia, adică el știe. Păi, acum să zic și la podcast, nici eu n-am știut nimic în primul podcast, dar m-a interesat. Mă interesa cum să fac cont pe... Acum, YouTube-ul numai aici o fost mai demult. Da, numai nu mai da. faci cont și deja ești tu partner și... Nu. Acum devii foarte greu de tu partner și alte Sigur. minuni. Toate astea am învățat din mers. Horea are o experiență în toate domeniile astea ale showbizului. a televiziunii, spectacolului, a televiziunii, exact da. vreau să zic, că el e tele om de televiziune, el a fost, a făcut ce -a emisiune, a făcut ceva? Păi a făcut în TVR primul rând un... Robingo, așa la cunoscut da. lumea cu Robingo, Pe m-a făcut Sarabanda, apoi m-a făcut Ito Bini top, apoi m-a făcut da. la antena, a făcut, a bine, a făcut Gong Show pe la TVR, a da. trecut la antena la Neața. S-a apucat de muzică după ce televiziunea vorba lui nu l-a mai vrut. Adică n-a mai avut loc, că nu mai era lumea interesată de el. Da. Că se schimba să Așa el Stim. a rămas... Părea că Jumarist. e un dinozaur. Dar uite că s-a reinventat, s-a adaptat și... Și acum e youtuber. E și youtuber. Că... Este în acest moment, <laughs> da, a ajuns și la performanță. <laughs> nu știu, când te poți numi youtuber oare? N-am idee. <laughs> Pia, că noi să-ți faci o firmuleț, să-l pui pe asta și zic că e gata, ești youtuber. Mă, nu știu. Creator de conținut. Mm. Îmi place asta. Da, îți place? Creator de conținut. Mm. Ok. Dacă Mie. faci postări ești creator de conținut. Da, nu cred. Păi și eu sunt creator de conținut. Păi Dacă ce? postez pe Facebook ceva, nu sunt creator de am am nu? Exact, am... am... <laughs> tu ești? Nu, eu Dar nu tu postez sunt. Postez ceva de calitate. Nu poți să iei o poză, nu știu, cu, să zicem, o mașină și eu scriu bă, mașina asta îmi place și o postez ești creator de conținut. Nu mai ești creator de conținut, nu? De da, ce ești? Păi, asta zic, creator, ca tine, ok. Da, nu sunt faci un creator de conținut, chiar Păi ești. Dacă fac... Să știi că m-am gândit, mă tot gândesc la multe lucruri acum, tot în vine să fac niște chestii, mă tot gândesc. am tot felul de tâmpenii prin cap. Îi drumul. Asta e ideea, așa e? Tot asta mă ți dau drumul, dar nu mi-e clar exact ce vreau. Am doar idee. Mi-am zis când am început eu să fac podcastul că o să fac, că fac și ei, că vor să facă și ei. Și erau doi, trei care făceau, bine, s-au oprit la ediția a doua, a treia. Ciudat un pic, mi se pare și asta. Mulți. Mulți, vreo 5-6, că și ei vor face. Și unii au început. De dacă trebuie să te ții de chestia asta. Când o iei pe un drum, ideea să te ții pe un drum. Un da, drum. bine, acum pentru un podcast îți trebuie bani, îți trebuie timp, îți trebuie invidați, trebuie, echipă, trebuie echipă, trebuie... trebuie, in... trebuie aparatură. Trebuie, care... trebuie, trebuie, trebuie. <laughs> nu, nu, poți. Care pentru că... noi avem aici noroc cu Marius. Că el are tot. Păi. Și el e un nebun frumos care investește. <laughs> Cunoaștem. <laughs> și uite, spus, face bine, nebun. da. Face bine. Da, și e, e fai că evoluăm tot timpul. Eu zic, uite, asta nu mi-a plăcut, pentru asta, nu genul să zic, hai să facem ceva mai bine. Sau el îmi zice mie, bă, nu mai face chestiile astea și evoluăm. Probabil și la horă, e la greu să dea nici sfaturi, pe, așa ceva. Așa pare poate, în afară, dar să știi că e deschis la orice, da. da. Și dacă zici o chestie, foarte rapid o poate compila, dacă mm -hmm. o vede, dacă e bine sau e rău. El, el gândește totul în alți termeni. El da. nu vede doar un metru. El vede foarte în ansamblu. și nu văd. Dacă un așa metru, așa și mâncă, trebuie, da. Exact așa trebuie să exact și să seama câți bani, da. numai dacă ăsta, cât se bagă într-un podcast. Dacă vedeam banii de acum, care bag acum, pe păi nu mai făceam 48 de ediții. Bine, 48 de ediții îți doresc la mai multe, deci da, sper nu, să nu, faci 50. o aniversare de 100 și să faci un best of. Da, păi logic. Bine, astea sunt chestii normale. Dar nu, 100 e <coughs> puțin. Eu vreau mult mai mult vreau să îmbătrânesc eu alături de Marius. <laughs> <laughs> Cred că el va îmbătrâni puțin mai <laughs> repede. Da, știu. <laughs> bine. Deși el are sufletul tânăr, vezi? Mult mai tânăr ca deci, mulți dintre noi. Știi că muzica te ține? Te ține? Te da, da, da. da, da, el da e da. un cântăreț, să știi. Tânăr păi tine. eu știu cine este. <laughs> știi mai bine ca mine. Dar, cum ai zis tu, atunci facem un best-of din cântăreții ăștia mai bătrâni din satul Mare. Sunt curios cum ar ieși. A vrei să faci o discuție la masă, cu, dar live să fie. Da, da, da. da. Vezi că trebuie Provație. să investești mai multe microfoane, microfoane atunci. Microfoane, că... trebuie să un mixer mai mare audio ca două, tine, să cuplăm fi două, să cuplăm două, trei chitări. Un, un best of al cântăreților, dar nu mă refer la manele și la petrecere, nu. Cântăreții adevărați. Mai artiști, așa. Mai artiști, mai adevărați. Situs Uite, o să mă gândesc la asta. Așa, din prima, nu am idee. Dar ar fi interesant. Păi aș putea să am, am vreo două-trei idei, așa, din prima, cred. Care? Dar... Pe că putem pune ca și cântăreț. Tata este formator. Da, dar putem pune este, ca moderatorul este, este formator și este un dascăl. Mm -hmm. Și este un... Hai să nu punem pe taică că acum Este un haiduc. Sincer, tata este un haiduc care este pe cai și acum. Și bine. mă bucur și asta. Mă rog cu nostru. Dacă el n-ar face, da, deci generația asta care o are acum, în care și fica mea și mă bucur, este... Și îmi place că acum mă, mă înțeleg bine cu el pe partea asta. <laughs> e ciudat, mi scriu copiii una, el le zice alta, eu îi spun una, el îmi zice da, când e cu ei, adică Invers. mai există de -astea, dar în principiu vede și știe că, știe că știu ce fac și eu, mm -hmm. că A, și eu bine, am acum, o grămadă fapt, de experiență și m-a sunat, copiii au cântat de ziua orașului aici, în, uh -huh. în pe ce spune, pe, în groapă, în celebra groapă. În în Știu, copos, și pe copilul meu, l-au de niță cântat de, de Așa, și au ala. cântat după <laughs> seara și am primit feedback de la oameni. Și cel mai, cel mai fain pe care l-am avut a fost de la unul dintre tehnicienii de la scenă. Bă, da. dar ți-ai băgat mâna, nu? <laughs> Zic, se vede. Puh. Zic, nu. No, păi mă bucur că dacă nu s-ar vedea azi am băgat-o degeaba, zic. Da. <laughs> da, e foarte fain programul. Dar care ar fi cei doi? Doi? Doar -ai doi? doi? Ai, nu, ai zis că ai doi, dar dacă ai zece... Păi una 10 din ele ar fi Claudia Șerdan. Da, da, da. care eu consider totuși reprezentativă în acest da, moment pentru da, statul mare. Plecată, și, și, nu? Sau e plecată în, o, în... Ea stă teoretic în Italia, dar acum s-a întors. E da, tot, da, tot da, italiancă, dar ea are o carieră aici. Ea și-a revitalizat și-a relansat cariera. Păi împreună cu... Cum îl cheamă? A colaborat cu mai mulți da, Acum mai da. cu Jimmy Laco De la Jimmy Night Losers Da, dar nu cu el Că Eugen zici? Celălalt, nu știu cum e De unde, de la București? Un satul mare, nu Au fost încine cu Flacu Flacra el. De Tavi But și de da, Milano. Cu Tavi Care nu mai sunt, da. da Da, da Dar uite, mai există festivalul ăla de folk Octavian Bud, foarte da. e bine că. Cu el a el început ea să-și revină Să revină în satul Păi mare. nu, nu, nu cu el nu, Ea a revenit acum cu pandemia eu am văzut-o și înainte de aia zic puțin așa ea Ia... da, bun și Ia înainte punem de... pe loc unul fiind femeie da. lângă un moderator îți dai ce ar fi să fie așa un debate între toți ar fi da să știi că trebuie să te aștepți ce povesti, așa cum ți-am zis ce eu așa să cum ți-am zis poți face o ediție aniversară pe partea artistică microfoane trebuie să te gândești că o să o deci... fie niște chitări Trebuie să te gândești și la asta. O să fii tu cu tobele în spate. Nu aduc nicio tobă. Ei, Când nu. la chitară. Nu, vei cu tobele. Să ne bați aici. De... <laughs> no. Dar bun, dacă nu ar fi al podcastul. Nu știu, mă gândesc acum. Uh, ezit. Hmm. Un om reprezentativ care nu mai stă în satul mare, dar e tot săt Marian. Cum și de? îl cheamă Emanuel Mira din Stigma. Da, A, a, a fost un dar da, mai da, din, unde stă? Este la București. Noi ne mai întâlnim, ne mai vedem acolo. Bun, ar fi în stânga mea, da. Și mai tânăr, mai apropiat de mine. Da, e, e mai apropiat de tine, da. da. Și trebuie să mă gândesc, am zis că... 10, 10. 10, vrei să ai 10? Vreau zece? să fie frumos, da. da. Vreau să se te dai seama cum Atunci se... am mai discutăm, 10 n-ai loc aici să pui. <laughs> nu aici. Dar am atunci, într-adevăr, și colegul meu din Heru... A, 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 a făcut podcast pe stadion, pe teren, nu în stadion. Pot da. să fac oriunde, rău. Uh, și colegul meu, solistul din trupa Heru, Costi Anderco, cel care are și proiectul alături de fiul lui proiectul lor acustic care se numește Midnight Stories, care e foarte frumos de altfel, eu îl consider una dintre cele mai bune voci de, de rock din, de la noi, din țară. Hai să zici și unul, nu știu acum, cât ești de familiarizat cu partea asta de populară ai? e familiarizat, îți place? -ți Băi, zic? sunt familiarizat. Eu, a, reprezentativ pentru județ și pentru nu, ar fi Petrica. Care? Petric Mureșan? Mureșan, cu partea de care el mai cântă și a mai ușor. A fost la podcast. la podcast, a fost la, ori, la podcast. Mai păi nu? da, dacă faci un best of. Da, da. Ai, o idee. Uite, poți să Mircea Dea, este altă da, un da. muzician. Deci ne apropiem de... Înseamnă. Deci... Cei care-i cunosc foarte bine și eu. Da, spun. Deci... De deci... și, am putea să chem. Călin Damșe, da? Deci se poate face o nebunie aici. Nu, nu pot să gestionezi la ce... Su, Deja eu... la ce nu mi-am zis, păi, nu, am nu, te văd bine. Poate să facem? Să intre... Să stea 10 minute, să plece. Asta, asta. crezi tu. Dar nu se poate, cum, așa oameni să facă. Nu ai cum. Nu se poate, știi. Faci un regal. Tu dai să Local, așa cum e. Local, sunt. Da. sunt. Și mai, 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 mai vin idei, să știi. Mai sunt și da, câțiva tineri gândesc, care vin din scriu. spate. Uite, este fata asta, Vilia, care nu a fost la au Talenta. A a cântașii, la, 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 deci, la, la. Iulia Vâlceanu este fata unei colege da. de clasă, care pe care o cunosc de mică pe, pe Iulia, pe Vilia. Și țin minte când m-a sunat mama ei, am și făcut o postare în sensul ăsta, la momentul ăla, când a ajuns la Româneau Talent, adică, și mi-am amintit că, într-adevăr, a venit mama ei, mă, ce să, copilul ăsta simte muzică, zic, băi, să facă, era mic, era foarte fragedă, zic, nu am, eu nu am ce să fac acum cu ea, el, yeah, yeah. că nu sunt un scouter de talente. Da. Dar, dacă vrea asta, încurajează-o. Ia ghitară, fă să da. cânte, să. și uite, a venit fata, are piesele Și, ca să vezi, paradoxul României, da? Mie cel mai mult îmi place la România paradoxul. Cred că asta iubesc cel mai tare în țara asta. De Trăim că... într-un paradox fantastic, din la orice nivel. Că e politică, da. că administrație, că e muzică. Adică, dacă te uiți pe YouTube, da. vei spune că și dacă te uiți așa la prima. Din prima vezi zice, mamă ce țară de maneliști. Oh. No. Dacă te vei uita la YouTube-ul plătit, hai să vezi că nu e chiar așa. Yeah. Dacă te vei uita la uh, ce chestii vând uh, bilete, ce concerte, cu ce artiști vând bilete, zici, bă, dar acum. Yeah. Și când îți spun că festivalul de manele de cu 2 ani de la Cluj a fost un mega fiasco, s-a așteptat la 20.000 de oameni și a, -a fost au vândut, păi cum? Păi, am zis, și eu am zis atunci, bă, și... suntem șmecheri? Sau no, nu suntem mie. șmecheri? Sau suntem știu, șmecheri numai știu, până știu. când e gratis? Știu. Ori suntem șmecheri, ori nu suntem șmecheri. Eu nu mă duc să dau dacă eu, eu, Sergiu Da. domnule, cel mai cunoscut -o de la noi, toboșarul, ok. Eu mă duc la formație, da? Și scot 500 de lei sau 1000 de euro. Dedicație pentru Bogdan Tincu. Din nu. partea mea Sau nu, nu. fără număr. Eu nu mă duc după aia în spate, eu, dar 500 mii dați înapoi, că știți, așa e. Păi bă, or, dacă... Scuză-mă, dacă eu îți fac ție o dedicație. Pă, stilul ăla, care nu e a mea. Păi, bă, doar. dar nu mă mai duc pe urmă să-ți pe păi, cum suntem și make sau nu suntem. Bine sau suntem. cât suntem. De suntem fapt doar nu de față, nu făleale Cum ai zis tu? Cum ai zis? Te-ai da, te te spunea foarte bine. Uh, ai zis. Fudul. Uh, fudul, exact. Suntem fudul și atât. Păi. Da. da, 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 atât. Sigla pe mașină, dacă au avem second-hand, omorâm și alți oameni, conducem drogați, beți păi. Da. Care-i faza? Da. Și când moare copilul tău. Când, unul, când, tu care ești de ăsta și îți moară copilul că un altul ca tine, hai să fii mai responsabil un pic. Da, asta, ne, asta ne lipsește încă ca și nație. Aia ziceam de cultura civică, dar să știi că lucrurile se schimbă. Se asta schimbă. O să spun că da. se schimbă și se schimbă tot prin educație. Și uite, am un exemplu foarte bun. La București, la un moment dat, acum ceva vreme, a fost un fel de... Au făcut niște valuri o, o, o știre. Așa. Că Florin Salam a făcut sala palatului și e sold out. Și eu le-am zis de la toți, auzit. nu știu, cred că va fi sau urmează sau a fost. De nu, a fost? Nu știu, vreau să zic, am auzit doar așa vorbe între muzicieni de la București. Bă, nasol, unde am ajuns? Păi cum unde am ajuns? Am ajuns foarte bine, am zis. Păi cum? Păi zic, hai să vă explic. Eu aici eu văd un lucru foarte bun. Păi ce? de ce? Păi de, de ce ar fi ceva rău? Un... Hai să spun de ce. Pentru că acel ascultător de Florin Salam, pe care de află, îl respect, eu am fost la niște evenimente, am fost invitat și el și Guță și, țin să spun, pe partea lor, pe felia lor, profesor. oamenii au început, bă, dar nu mai poți opri. Deci au o condiție fizică și <laughs> da, o voce. Da. Tot respectul, frățioare, ca să zic așa. Deci Bo. chiar jos pălăria pentru asta. Ei, tu să nu-ți imaginezi că Florin Salam la sala palatului va veni cu să scânte, să ți, cânte, să -ți no, facă dedicații. No, no, no. Dacă tu care ești și nici tu care ești ascultat, nu tu, omul, da? Okay. Publicul țintă. mi am luat bilet. Sala Palatului nu e ieftin să te duci să cânți acolo. Da. Trebuie, ai niște cheltuieli, eu știu că... Am... Din experiență. Deci, bun, salam, Florin salam, dacă se duce la sala palatului, el acolo va își chema orchestră, da. își va orchestră, va avea invitați, cât mă costă să vină domnul X sau Y? Cântați cu mine o piesă. Te gândești de două ori, bă, mă duc cu salam. Dar stai să vă spun ce vreau să fac. Deci publicul lui care se așteaptă la sarmale și dedicații va lua o mare, va fi o mare dezamăgire. O țapă, practic. Cum ar veni. Iar el va prezenta un spectacol foarte frumos. frumos da. Pentru că el ăștia știu să fie artist. Ca și noi de altfel. Dacă deci, știm și noi, că și eu ce fac sunt într o trupă de show, eu asta fac da, da, da. dar când trebuie să o dăm pe serios păi acolo. acolo, da. facem și Sinatra nicio problemă My da, way. Știu. My way. ok, deci ideea, este că, ideea un... este că cine vine la așa, știi ce face de fapt Florin Salam? Faci un mare serviciu nației române prin sold out lui la sala palatului, dacă este, nu că repet poate o informație, nu sunăm, auzit. am auzit vorbe că e nasol, că uite unde am ajuns, păi n-am ajuns bine și motivul este ăsta, omul care vine acolo dacă Florin Salam, care este cântăreț pe un gen da? El va face un pic altceva. Acolo nu va cânta alea cu... Va cânta niște chestii mai de artist. și așa, Ar vrea da. să fie domnule, e sala aparatului. Oamenii ăștia au respect da. pentru, și pentru noi și adică văd... Și când, pentru loc și pentru și tot. Pe, ei nu, A, că știu eu să le ia banii la... Ok, bravo lor. Le iau, Asta de. e adevărat. Acum, nicio problemă, că este loc pentru toată lumea omul ăla care vine, ăla va pleca îmbogățit de acolo. Mm -hmm. Omul ăla când va bă ce frumos a cântat, bă, salam piesa aia. Ia să căutăm pe YouTube pe YouTube-ul ăla gratis, da, da, da. înțelegi? Mă gândesc, și vor descoperi imaginez. vor descoperi vre, adică fără voia lor, urechea lor se va deschide mm -hmm. și sunt foarte mulți, eu cunosc oameni și ai pățit asta la radio probabil, ai făcut dedicații nu, nu, nu. Ei, Eu am prins chestia cu dedicațiile nu, nu, nu. Și mă sună lumea la un moment dat. alege tu, te rog, că alegi mai bine ca mine. Da. Plus că există chestia asta, cum este acum cu DJ-ii. Da. Auzi dar nu. Bai, pune frata aia. Vine cu câte o mizerie de piesă. Nu e meu, nu. Bă, acas, nu fac. Nu. Și DJ-ul, dacă e deștept, știi ce zice. Bă, n-a aia, dar uita aia. Da. Da. A, eu am fost la o petrecere m-am îngrozit că n-am ce lumea acolo, am zis, bă, eu nu o să pot să stau aici. Eu vin, îți dau darul și am plecat. Aha. Și te simți bine până la Știi de ce? Pentru că DJ-ul a fost foarte șmecher. Eu am zis că nu m-am o să fie toată noaptea. Zic, eu nu pot să stau, na, no, sorry. Nu vreau să fie rock, nici vorbă. Dar vreau să fie, bă, mișto, anii 80, latino. Da. Fix asta a făcut DJ-ul. Firida, macedonească, lăutărească, țigănească. Bă, o plăcere, mă. Lumea s-a distrat. N-a vrut nimeni nimic. Ca a fost da. DJ-ul Da. Când a cerut unul, a zis, n-am bă, dar știi ce-ți bag. O am pe. Știi? Și a fost foarte bine. De deci se poate, e adevărat că un fel de, e un efort un pic. Ei, ei. Și lumea a supraviețuit ca să vezi un party și la 5 dimineața. Fără. Nu Fă zic că așa la trebuie la să la fie. La Acum, la 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 cât la se poate, știi? Că nu sunt eu anti doamne ferește, orice stil așa. Tu ca muzician nu poți fi anti. Da, eu îmi pare rău, am o altă formare da, și da, Eu văd un pic mai mult muzica decât niște texte făcute facil, ca așa face fica mea texte mai bune. Dacă îi dau lui fica să sunt textele manele de la cu să moară cu tăiața și cu mâncața, și știi cum îți face 10 face. pe secundă. Dacă îi spun, da, că mai scrie versuri, îi dai trei cuvinte, vine cu dita mai cânte cu. cu Adică i-am zis, băi, tu ar trebui să faci asta, și să le faci versurile astea, că le faci mai deștepte, Mă, ce succes ai avea! Da, da Serios, mă gândesc. Da. Ai mai... Știi? Ai, devin, ai fi prima milionară, zici. Cum familie ar, Din familie, asta. da. <laughs> că tu zici ai că nu... Da. da, dacă se întâmplă, te sun și spun... <laughs> Am devenit. Spun sponsorul de. podcastului, ului da? Urban Podcast este... Da, ești acolo ceva să fie. <laughs> <laughs> nu. Știi, îți dau atâta și la final când ne filmează și pe urmă vin și eu. Auzi, da, jumătate. jumătate da, să mai mult. N-am cerut niciodată banii unui invitat, nici măcar politicienilor, să știi. Nu, foarte bine. Dar am... nici să nu le dai. No. Exact. Nu. Exact. Nici n-am cerut, la nimeni până Dai o pizza, cum ai zis, o apă, uite. Da, dar nu știu, nu au venit încă, dar nu au venit, e ok. Am comandat-o, super 100. <gângătă> Bine. Uh, ce să zic? s am spus că podcastul ul durează cam o oră. Uh, mult, am depășit. Prea puțin. <gâtă> timpul cu tine. Da. Dar uh, tot să fiu unul dintre invitați la podcast o invitați la podcast -o <gâtă> aniversar. Ok. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp acum. Să da, fii. cu mare drag am venit. Că eu Sfie. sunt un foarte patriot local. Patriot eu iubesc locale, tot ce e satul mare. Sau patriot în general? În general sunt un mare patriot și sunt un om cu deschidere europeană. Adică pentru eu am prieteni țigan, maghiar, nemți, americani. No, Pot să Dar... zic atâta și asta o știe, cred că oricine, că prostia nu ține de nație, ține de om, da. adică nu poți să-și dudești toți românii pentru unii și nici toți nemții da. pentru unii da. și nici toți arabii pentru unii și nici toți ungurii pentru unii și așa Logic. mai departe. Adică da. eu atâta pot să spun că am umblat foarte mult în lumea asta ha, și cine stă doar în bula lui și nici măcar nu-i curios să iasă, să nici nu emită păreri din de vedere, pentru dea. că, ok, respect faptul că ești acolo, dacă ești mulțumit, să stai acolo la căldurică, super bine, trece viața, nu trebuie să faci ca mine, dar e păcat, sunt atâta lucruri de văzut, atâta oameni mai care... Nu, știi cum e? Treci degeaba prin prisma ce gândim noi, dar dacă tu ești ok cu aia, să ai... în regulă, dacă da. acolo te regăsești, dar nicio... Eu aici mă regăsesc. Asta e altă chestie. Dar, din păcate, ce am mai vorbit cu multă lume, care, a, știi, viața ta așa, păi, dar ce, ce te oprește să nu ai un sălăruț, nu poți să-ți primiți o ieșire, să mai ieși tu să vezi un loc, o lume, yeah. o... A, că am mai ieșit în ultima vreme și, într-adevăr, uite ce frumos, că, a, ce fain. Mai vezi, mai înveți, mai... Uită-te la oamenii care au plecat din România după anii 90 și s-au întors acasă. Acum, dacă te uiți la casele construite renovate... A doua tură, deci nu primul val care s-a întors acasă să facă case, da. că era haos. Acum oamenii s-au mai, bă, frumos, am văzut eu în Spania și da. frumos, facem ca acolo, frumos. Și arată mult mai bine casele. Înainte erau toate cu inoxuri, cu... era un pic ciudat. Acum nu mai pe natural, lemn. E bine. Da. Suntem mai în armonie cu noi. Eu cred flage. că am evoluat, să știi. Am evoluat și mă bucur că mulți s-au și întors în, către casă și mulți s-au întors cu multă experiență acumulată și mulți s-au întors și în satul mare, nu știu dacă ești la curent. S-au întors foarte mulți oameni acasă. Da, I-am văzut pe stradă, i-am văzut la... ce faci? Păi cu asta... O... Da, am în familie mulți. Adică eu mă bucur și ar trebui să îi facem să nu-și mai dorească să plece și să vină și ei, să lăsăm Crestu să se ascultăm. Eu nu cred. ceva de face zis. Să nu mai plece. Sincer, eu nu cred. Ba. Eu, să mai țara asta Eu în... sunt mai optimist. Eu zic că ne îndreptăm cu siguranță într-o direcție mai bună decât eram acum mulți ani. Acum asta se întâmplă oarecum, poate și involuntar de noi. Nu că avem niște conducători străluciți, da, neapărat, bai, bai. dar Când se că întâmplă avem, lucruri inevitabil că mergem cu valul. Adică, mm. da, știu că nu e situația ideală, știu. Nu e. Nu e deloc, știu că depindem de un context acum, e altceva. Dar. Eu cred că, față de alternativa care ar putea să fie, e mult mai bine așa. <laughs> da, dar știi cum e? Asta înseamnă că alegem răul cel mai mic. Nu e ok. Până la urmă, dacă n-ai din ce alegeri decât răul cel mai mic, știi cum e? Alegi răul cel mai mic, dar am mai văzut uh, am mai văzut câțiva oameni care au răsărit uh, care, care văd puși pe treabă și văd serioși. În domeniu, nu zic de politică, zic uh, în anumite domenii, cumva și politicienii și am cam dat seama, bă, nu mai putem să... Exact ce ziceam, nu, nu mai putem să-i prostim, da, da. Că acum oamenii se informează, că nu-i da, barul lucru da. să dea un telefon, să într-o arhivă, să vezi ce a zis ăla, ce a făcut, ce a făcut, unde. Bă, ce vorbești? Ai că nu mai pot să cap pe vremuri. Da, da. Tu zic eu și așa e, dacă nu te batem. Că nu e așa. Nu mm. mai trăim. Da, da, da. În, uh, și nici nu vrem să ne întoarcem la aia. asta și ideea. că adică, așa cred știi ce vreau să zic? Eu am avut un script foarte bun făcut pe telefon, nu, exact ca și Horea. Oh. Nu ne-am ținut deloc de el. Ai vrut să mă întreb ceva anume? Oh, o să te mai întreb, dar nu acum. În okay. următorul podcast chiar o să vii. Ok. O mai fost, deci partea întâi s-a Partea întâi <laughs> nu s-a încheiat. Nu știu nu, nu să zic că s-a încheiat. Uh, da, e numai partea întâi, dar nu s-a încheiat. Uh, nu știu cum să zic. Dacă, uh, uh, ca să nu zic că s-a încheiat. Nu s-a încheiat. Punem pauză. Punem pune în pauză. pune data viitoare. Îți mulțumesc mult că ai venit podcast. Cu eu aveam multe întrebări despre tine, dar le lăsăm pentru un alt podcast. Tu mi-ai zis. Eu Vezi tu ce ai pe o să scrie lumea, bă, numai că m-a spălat că eu n-am să vorbesc mult. <laughs> asta posibil. și e ideea. Nu? Eu sunt diferit un pic de Horea. Horea te mănâncă cu vorbele, cu asta. Eu, eu te las să vorbești. Mi-e -mi place să te ascult, să, ca invitat. Pentru că tot timpul cred că invitatul e mult mai pregătit ca mine mai ales la anumite domenii. Și îmi place să asimilezi informația. Și cred că multă lume asta o așteaptă, știi? Nu să mă bag eu să te întreb, auzi, îți place aia, îți place aia, îți place aia, zici tu toate. Și cred că arta jurnalismului e chestia asta. Îți pun o, o întrebare și tu să răspunzi două ore la o întrebare. E bine, nu? Da, asta cred că e arta jurnalismului. Ei, dacă... S-a nimerit să fiu eu azi. Dar majoritatea așa fac. <coughs> Pentru că e și tot o chestie degajată, știi, nu... nu Pe relax. Da. Mulțumesc că a venit. Cu mare drag! Și succes! Mulțumesc!